Здравствуйте, товарищи. Почувствовать, когда Dacă facem, facem și noi acum. Bună dimineața, stimați colegi, quorumul este, dar după cum este primit, verificăm prezența în sală a consilierilor. Vă rog, Partidul Socialiștilor, cât suntem prezenți în sală? Cât? 19. Platforma, da? PAS? 3. Partidul Liberal sunt? Sunt prezenți. 2. PUN este. Pecerime este. Domnul Bunescu, încă noi. Domnul Nedele este. PDM este. Și Partidul Politic Șor este. Minunat. Spate, așa ca atare ne-ați luat... Noi începem, stimați colegi, cu un moment pozitiv, un moment plăcut și îmi permit să ofer cuvântul domnului Năstase. Da, mulțumesc frumos. Ia uitați-vă cât e de atent domnul Pântea. Prieteni, azi e o zi importantă pentru noi, pentru familia Platformei Demnitate și Adevăr. Președinta organizației de femei a Platformei DA, o femeie extraordinară pe care o cunoașteți și dumneavoastră, colega noastră, Aliona Doroș, împlinește ziua, vârsta cea mai frumoasă, până la anul e cea mai frumoasă, și apoi de la anul și de la anul e mai frumoasă. Ea împlinește o vârstă frumoasă și, așa cum spuneam, azi este zi cu Bordeaux în calendar. Din partea mea personală, din partea colegilor mei din Platforma DA, a tuturor consilierilor din municipiul Chișinău, sper că am mandat și din partea dumneavoastră, vrem să-i urăm tot binele din lume, tot ce își dorește domnia sa și, bineînțeles, ceva în plus își alege ea. Da, vă felicităm, doamna Aliona, și noi toți. Mulțumesc, dragi colegi! Eu cred că cel mai bun cadou pentru mine și pentru fiecare dintre noi să avem o capitală frumoasă, confortabilă, modernă, în care să vrem să trăim alături de cei dragi. Vă mulțumesc! Să dai, doamne! Vă mulțumesc! Stimați colegi, noi ieri ne-am oprit la subiectul numărul 15 de pe ordinea de zi. Subiectul numărul 15 cu privire la transmiterea terenului în proprietate privată. La acest subiect sunt 15 proiecte de decizii și eu îi ofer cuvântul domnului Grigorițchi-Andrean, șef adjunct al Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare. Vă rog. Bună ziua, stimați consilieri! Vă prezint proiectul de decizii cu privire la transmiterea în proprietate privată a unui lot de pământ din strada Vitale Tulnic 13 domnului Baltac. Suprafața de 439 de metri pătrați la preț normativ este avizul pozitiv a Comisiei. Propuneri, întrebări? Supun votului proiectul de decizie cu privire la transmiterea în proprietate privată a unui lot de pământ din strada Vitale Tulnic 13. Cine este pentru? Împotrivă? S-au abținut? PSRM? 18 pentru. Vă mulțumesc. Platforma DA. 8 pentru, PAS, pentru, 3 abțineri, vă mulțumesc, PL, 2 pentru, PUN, pentru, PCRM, pentru, domnul Bunescu a apărut, noi, domnul Nedelea, pentru, PDM, pentru și Partidul Politic Șor, pentru. Vă rog. Stimați colegi, cu 34 de voturi, proiectul a fost aprobat. Vă rog, punctul 2. se prezintă proiectul de decizie cu privire la transmiterea în proprietate privat-comună a lotului de pământ din strada Brăila 8, domnilor Cononencu și Glavaia. Suprafața este 922 de metri pătrați, este avizul pozitiv a Comisiei, la pres normativ. Întrebări? Propuneri? Supun votului proiectul de decizie cu privire la transmiterea în proprietate privată comună a lotului de pământ din strada Brăila. Cine este pentru? Împotrivă? S-a abținut? PSRM? 18 pentru. Platforma da? 7 pentru. Pas? Pas? 2 abțineri. Pele? 2 pentru. Pun? Pentru. PCRM? Pentru. Domnul Nedelea? Pentru. PDM? Pentru. Și Partidul Politic Șor? Pentru. Cu 33 de voturi, proiectul a fost aprobat. Vă rog, punctul 3. Da. Se prezintă proiectul de decizie cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din strada Perelor 1, domnilor Constantinica și Gaiciuc. Suprafața este de 718 metri pătrați. La pres normativ este avizul pozitiv a Comisiei. Colegi, întrebări, propuneri? La vot. Se supune votului proiectul de decizie sub numărul de 3 cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din strada Perelor 1. Cine este pentru? Împotrivă? S-a abținut? PSRM? 21 pentru. 21 pentru. Platforma da? 10 pentru. Pas? 2 abțineri. Pele? Pentru. Pun? Pentru. PCRM? Pentru. Domnul Nedelea? Pentru. PDM? Pentru. Și Partidul Politic Șor? Pentru. Cu 39 de voturi, proiectul de decizie a fost aprobat. Vă rog, următorul. Se prezintă proiectul de decizie cu privire la formarea bunului imobil și transmiterea în proprietate privată comună a unui lot de pământ din strada Lermontov 42, doamnelor Fusca și Dosca. Suprafața este de 2198 de metri. Este avizul pozitiv a Comisiei. La pres normativ. La vot. Se supune votului proiectul de decizie cu privire la formarea bunului imobil și transmiterea în proprietate privată comună a unui lot de pământ din strada Lermontov 42. Cine este pentru? Împotrivă? S-a abținut? PSRM? PSRM? Din partea ce? Partidul Politic Șor. 2 pentru. PDM pentru. Domnul Nedelea? Pentru. PCRM? Pentru. Pun? Pentru. Pele? Pentru. Pas? 2 abțineri. Platforma da? 10 pentru. Și PSRM? 21 pentru. 21 pentru. Cu nota protocolară vrem să expunem la întrebare. Cu 39 de voturi pentru și 2 abțineri, proiectul de decizie a fost aprobat. Vă rog, următorul. Da. Avem o notă protocolară la întrebarea dată. Vă rog. Da, adică am scăpat din vedere. În cadrul comisiei s-a propus, adică să fie corectate numerele cadastrale în punctul 9 la proiectul de decizie, respectiv când, nu știu, probabil a fost o greșeală tehnică la redactarea proiectului deciziei, solicităm să fie luat în vedere. Stimatele domnul consilier, noi am verificat, executorul, adică direcția, a confirmat că cum este indicat, așa este corect. E corect, da? Da. Da, vă mulțumesc. Atât? Da, următorul. Se prezintă proiectul de decizie cu privire la transmiterea în proprietate privat comună a lotului de pământ din strada Oituz 10, doamnelor Soloviov și Soloviova. Suprafața este de 597 de metri pătrați. La pres normativ este avizul pozitiv a Comisiei, doar cu niște întrebări față de direcție și noi putem să ne exprimăm acum sau după vot, cum o să hotărască Consiliul. Întrebări, propuneri? Se supune votului proiectul de decizie cu privire la transmiterea în proprietate privată comună a lotului de pământ din strada Oltuz 10. Cine este pentru? Împotrivă? S-a abținut? Vă rog, Partidul Politic Șor, 2 pentru, PDM pentru, domnul Nedelea pentru, PCRM pentru, Pun pentru, Partidul Liberal, 2 pentru, Pas, 3 abțineri, Platforma da, 12 pentru și PSRM 21 pentru. Cu 41 de voturi, proiectul de decizie a fost aprobat. Vă rog următorul. Domn președinte, la fel ca o notă protocolară, adică solicităm direcției să țină cont de avizul Comisiei de Specialitate și anume în partea ce ține de terenul care urmează să fie eliberat, adică să se clarifice în partea ce ține de statutul construcției care este terenul care urmează să fie eliberat și să întreprindă măsurile necesare. Domnul raportor? Numai decât. Da, notat. Vă rog următorul. Se prezintă proiectul de decizie. Nu, poftim. Se prezintă proiectul de decizie privire la transmiterea în proprietate privată comună a lotului de pământ din strada Coroban, domnilor Andrieș și Mușchei. Suprafața este de 595 de metri pătrați, la preț normativ, este avizul pozitiv a Comisiei. În proiect văd că 718, nu-i corect, da? În proiectul de decizie 795. Nu, în ordine de zi, dar în proiectul de decizii... În ordine de zi, am în vedere că... Dar în proiect 595. Ce-i corect? 595. 595. Stimați colegi, întrebări, propuneri? Nu. Supun votului proiectul de decizie cu privire la transmiterea în proprietate privată comună a unui lot de pământ din strada Vasile Coroban 5. Cine este pentru? Împotrivă? Să... S-a abținut. Vă rog, PSRM 21 pentru, platforma da, 13 pentru, PAS 3 abțineri, Partidul Liberal 2 pentru, PUN pentru, PCRM pentru, domnul Bunescu abținere, domnul Didele pentru, PDM pentru și Partidul Politic Șor 2 pentru. Cu 42 de voturi pentru, proiectul de decizie a fost aprobat. Vă rog următorul. Se prezintă proiectul de decizie cu privire la transmiterea în proprietate privat comună a unui lot de pământ din strada Cărămidarilor 44, doamnelor Todirașcu-Craievschi. Suprafața este de 1324 de metri pătrați. La preț normativ este avizul pozitiv a Comisiei. Vă rog întrebări. Propuneri? Se supune votului proiectul de decizie cu privire la transmiterea în proprietate privată comună a unui lot de pământ din strada Cărămidarilor 44. Cine este pentru? Împotrivă? S-a abținut? Vă rog, PSRM. 21 pentru, platforma da. 13 pentru, PAS. 3 abțineri. Partidul Liberal. Pentru. PUN. Pentru. PCRM. Pentru, domnul Bunescu, abținere, domnul Nedelea, pentru, PDM, pentru și Partidul Politic Șor, pentru. Stimați colegi, 42 de voturi pentru, proiectul de decizie a fost aprobat. Vă rog, următorul. Se prezintă proiectul de decizie cu privire la transmiterea în proprietate privat comună a lotului de pământ din stradel aerodromului. 2. Domnilor Gogu, suprafața este de 793 de metri pătrați, la preț normativ, este avizul pozitiv a Comisiei cu o condiție. Vă rog întrebări? Da. Domnul Grigorițchi, noi în cadrul Comisiei am solicitat, adică să fie întreprinse măsuri pentru a elibera spațiul ocupat din spațiile verzi, adică până la ședința Consiliului Municipal. Am vrut să cunosc dacă s-au întreprins careva măsuri. Da, a fost efectuat un control și s-a stabilit că era un gard de plasă și s-a raportat că deja gardul de plasă este instalat conform suprafeței care urmează să fie atribuit. Mulțumesc. Încă întrebări? Da, domnul Stas. Domnul președinte, constat în două rânduri intervenția Comisiei Funciare cu întrebări către raportor. Aș sugera Comisiei Funciare, din care fac parte reprezentanța tuturor fracțiunilor, să clarifice toate aceste elemente, toate aceste neclarități înainte de ședința Consiliului. Pentru că noi mergem pe un crede de încredere față de acești oameni, de cei din comisie. Ei merg la rândul lor pe un crede de încredere față de direcția condusă astăzi de domnul Grigorițchi și nu este deloc bine. Deci ori ne clarificăm din start, ori clarificăm lucrurile, ori lăsăm aceste chestiuni pentru examinare la o altă ședință atunci când se știm cu toții că sunt lucrurile clarificate. Pentru că ceva mai înainte mă așteptam de la domnul Bondarencu să vină cu un amendament eventual și nu cu o solicitare protocolară către direcție. Vreau să avem cât mai multă fermitate în actul decizional pe care îl producem. Mulțumesc. Da, vă mulțumesc, domnule Stas, am notat și eu cred că se acceptă, nu se discută. Stimați colegi, dacă nu mai sunt întrebări, atunci supun votului proiectul de decizie cu privire la transmitere în proprietate privată comună a lotului de pământ din stradela 1 aerodromului 10 și stradela 2 aerodromului 10/1. Cine este pentru? Împotrivă? S-a abținut? Vă rog, PSRM, 21 pentru, platforma da, 13 pentru, PAS, 3 abțineri, PL, 2 pentru, PUN, pentru, PCRM, pentru, domnul Bunescu, abținere, domnul Nedelea, pentru, PDM, pentru și Partidul Politic Șor, pentru. Cu 42 de voturi, proiectul de decizie a fost aprobat. Vă rog următorul. Se prezintă proiectul de decizie cu privire la transmiterea în proprietate privată comună a lotului de pământ din strada Drumul Taberei 13, doamnelor Mantea, Aivas și Moscolencu, cu suprafața de 681 de metri pătrați la preț normativ, este avizul pozitiv a Comisiei. Vă rog întrebări, propuneri. Se supune votului proiectul de decizie cu privire la transmiterea în proprietate privată comună a lotului de pământ din Drumul Taberei 53. Cine este pentru? Împotrivă? S-a abținut? Vă rog, PSRM. 21 pentru, platforma da. 13 pentru, PAS. 3 abțineri, PL. 2 pentru, PUN. Pentru, PCRM. Pentru, domnul Bunescu. Abținere, domnul Nedelea, pentru, PDM, pentru și Partidul Politic Șor, 2, pentru. Cu 42 de voturi, proiectul de decizie a fost aprobat. Vă mulțumesc, următorul. Se prezintă proiectul de decizie cu privire la transmiterea în proprietate privată comună a lotului de pământ din strada Fântânilor 2. Suprafața care urmează să fie transmisă este de 1828 de metri pătrați. La preț normativ este avizul pozitiv a Comisiei. Întrebări? Propuneri? Se supune votului proiectul de... Da. Da. În punctul 3 se scrie, se transmite în proprietate privată comună doamnei Lungu, 14% domnilor Patlati, 13% domnilor Roșca, 14% domnilor Postolache, 11% domnilor Grișca, 10%, Grișca 10%, Cernoutanu 14% și Coptileț 14%. Da, vă mulțumesc. Următoarele decizii până la urmă, spuneți, proiectul. Încă întrebări? Nu sunt. Cine este pentru proiectul dat, rog să votați. Împotrivă? S-au abținut? PSRM? 21 pentru. Platforma da? 13 pentru. PAS? 3 abțineri. PL? 2 pentru. PUN? Pentru, PCRM, pentru, domnul Bunescu, abținere, domnul Nedelea, pentru, PDM, pentru și Partidul Politic Șor, pentru 2. Cu 42 de voturi, proiectul de decizie a fost aprobat. Vă rog următorul. Se prezintă proiectul de decizie cu privire la transmiterea în proprietate privată comună a unui lot de pământ din strada Plaia lui 13, domnilor Ivanov. Suprafața care urmează să fie transmisă este de 740 de metri pătrați la preț normativ. Este avizul pozitiv a Comisiei. Domnilor Ivanov Nicolae, Kiril Ivanov, Ivan Ivanov, doamnei Natalia Ivanova, corect? Da. Întrebări? Propuneri? Se supune votului proiectul de decizie cu privire la transmitere în proprietate privată comună a unui lot de pământ din strada Plaia lui 13, domnilor care au fost deja vociferați. Cine este pentru? Împotrivă? S-a abținut? Vă rog pe PSRM. 21 pentru, platforma da, 13 pentru, PAS, 3 abțineri, PL, 2 pentru, PUN, pentru, PCRM, pentru, domnul Bunescu, abținere, domnul Nedelea, pentru, PDM, pentru și Partidul Politic Șor, 2 pentru. Cu 42 de voturi, proiectul de decizie a fost aprobat. Vă rog următorul. Se prezintă proiectul de decizie cu privire la transmiterea în proprietate privat comună a lotului de pământ din strada Drumul Crucei 55 domnilor Coboliu Duimicoț parte și domnului Iașanacu Duimicoț parte, cu suprafața de 630 de metri pătrați, la preț normativ, este avizul pozitiv a Comisiei. În ordine de zi 624 s-a corectat? E 630. 630. Întrebări? Propuneri? Supun votului proiectul de decizie cu privire la transmiterea în proprietate privată comună a lotului de pământ din Drumul Crucii 55. Cine este pentru? Împotrivă? S-a abținut? Vă rog, PSRM, 21 pentru, platforma da, 13 pentru, PAS, 3 abțineri, PL, 2 pentru, PUN, pentru, PCRM, pentru, domnul Bunescu, abținere, domnul Nedelea, pentru, PDM, pentru și Partidul Politic Șor, 2 pentru. Cu 42 de voturi, proiectul de decizie a fost aprobat. Vă rog următorul. Se prezintă proiectul de decizie despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ din strada Timoșenco 14 domnului Ciuclea. Se atribuie suplimentar 69 de metri pătrați, conform unui raport de evaluare. Este avizul pozitiv a Comisiei, dar am să avem și un amendament la acest proiect. Clar. Atunci, stimați colegi, dacă nu sunt întrebări, supun votului ca bază proiectul de decizie despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ din strada Timoșencu 14. Cine este pentru ca bază? Împotrivă? S-a abținut? Vă rog, PSRM, 21 pentru, platforma ta, 13 pentru, PAS, 4 abțineri, PL, 2 pentru, PUN, pentru, PCRM, pentru, domnul Bunescu, abținere, domnul Nedelea, pentru, PDM, pentru și Partidul Politic Șor, 2 pentru. Vă rog amendamentul. Da. Cu 42 de voturi ca bază, proiectul a fost votat, vă rog amendamentul. Se împuternicește Ciuclea Aurel să asigură pe cheltuiala sa prin intermediul executantelor de lucrări cadastrale. Perfectarea documentației cadastrale specificate în punctul 1 și 2 al prezentului proiect de decizii, în baza soluției urbanistice și în limitele specificate în planul anexă, și va solicita Serviciul Cadastral Teritorial Cadastru operarea modificărilor în documentația cadastrală pentru terenul specificat în punctul 1 și 2 al prezentei decizii în registrul bunurilor imobile. Stimați colegi, întrebări? Nu sunt. Supun votului amendamentul vociferat de domnul raportor. Cine este pentru? Împotrivă? S-a abținut? Vă rog, PSRM. PSRM. 21 pentru, platforma da, 13 pentru, PAS, 4 abțineri, PL, 2 pentru, PUN, pentru, PCRM, pentru, domnul Bunescu, abținere, domnul Nedelea, pentru, PDM, pentru, Partidul Politic Șor, 2 pentru. Cu 42 de voturi, amendamentul a fost susținut. Mai sunt amendamente? Nu. Atunci supun votului proiectul de decizie în întregime. Cine este pentru? Împotrivă? S-a abținut? Vă rog, PSRM, 21 pentru, platforma da, 13 pentru, PAS, 4 abțineri, PL, 2 pentru, PUN, pentru, PCRM, pentru, domnul Bunescu, abținere, domnul Nedelea, pentru, PDM, pentru și Partidul Politic Șor, pentru. Cu 42 de voturi, proiectul de decizie a fost votat în întregime cu amendamentul propus. Vă rog următorul. Se prezintă proiectul de decizie cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din strada Bulgară domnului Sosnovski, cu suprafața de 300 de metri pătrați, la preț normativ, este avizul pozitiv a Comisiei. Vă rog întrebări. Propuneri. Supun votului proiectul de decizie cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din strada Bulgară 46. Cine este pentru? Împotrivă? S-a abținut? Vă rog, PSRM, 21 pentru, platforma da, 13 pentru, PAS, 4 abțineri, PL, 2 pentru, PUN, pentru, PCRM, pentru, domnul Bunescu, abținere, domnul Nedelea, pentru, PDM pentru și Partidul Politic Șor pentru. Cu 42 de voturi, proiectul de decizie a fost aprobat. Vă rog următorul. Se prezintă proiectul de decizie despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ cu numărul cadastral 295, dacă nu greșesc, din strada Petrarilor 6A, domnul Sulaiman. Suprafața totală care urmează să fie este de 738, urmează să fie achitată la prețul de piață, conform unui raport de evaluare. Vă rog întrebări. Da, întrebarea se către domnul raportor. Domnul raportor, la fața locului ați fost, ați investigat cazul dat. Dacă este ocupat abuziv un teren împrejur sau nu. De fapt, noi prin proiectul de decizie schimbăm destinația public, teren public, destinație și din domeniul public îi schimbăm destinația și dăm în domeniul privat pentru construcție. Din terenul cealaltă de 380 sau 63 de metri îi transmitem 200 ceva de metri către proprietar. Deja schimbat. Prin proiectul care îl votăm astăzi are dublu sau triplu mai multe proceduri date. Totodată, acest teren a fost abuziv cândva ocupat, nu de proprietarul dat care acum a cumpărat casa, Sulema, dar de alt proprietar care au fost înainte de asta. Au ocupat și nu numai terenul public, dar au ocupat și parcul. Au îngrădit parcul 983 de metri pătrați. Ați fost la fața locului, ați investigat și dacă nu sau dacă da și ați văzut că sunt neclarități, vă rog frumos, deschideți un, implicați procuratura să se ocupe de acest caz. Pentru că acest caz trebuie să fie discutat în procuratură, să iei hotărâri în procuratură. Este abuziv, parcul este ocupat abuziv, de când noi dăm voie să fie ocupat și parcul. Sau de când noi schimbăm teren din domeniul public în domeniul privat pentru construcții, pentru un cetățean care a ocupat terenul abuziv. Vă rog, rog ca acest proiect de decizie să fie trimis la reexaminare și cu implicarea procuratorii să verifice acest bun imobil. Solicit ca direcția să corect, să facă către procuratură, corect. Alte propuneri? Noi să verificăm cu șir la fața locului dacă într-adevăr este acaparare abuzivă a parcului. Stimați colegi, a parvenit propunerea ca proiectul de decizie despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ cu numărul cadastral 0100201603 din strada Petrarilor 6A să fie transmis la reexaminare. Alte propuneri? Cu propuneri enunțate domnul Macoveda și noi completăm cu să fie actualizat raportul de evaluare, deoarece cel care este anexat la dosar este învechit, adică este din 2017. Notat. Alte propuneri? Supun votului la reexaminare. Cine este pentru? Împotrivă? S-a abținut? Vă rog pe SRM. 21 pentru. Platforma da. 13 pentru. PAS. 4 pentru. PL. 2 pentru. PUN. Pentru PCRM, pentru domnul Bunescu, pentru domnul Nedelea, pentru PDM, pentru și Partidul Politic Șor, pentru. Stimați colegi, cu 47 de voturi, practic unanim, proiectul de decizie a fost transmis la reexaminare. Stimați colegi, subiectul numărul 15 s-a finalizat, trecem la subiectul numărul 16. Cu privire la privatizarea terenului, sunt 5 proiecte de decizie, raportorul rămâne tot Adrian Grigorițchi. Vă rog, domnul raportor. Da, se prezintă proiectul de decizie cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al societății pe acțiuni Estate Group din strada Ferideului 4. Suprafața propusă la privatizare este de 1299 de metri pătrați, la preț normativ de 203.878 lei. Este avizul negativ a comisiei, din motiv că nu a acumulat numărul necesar de voturi, 5 pro și 2 abținute. Vă rog, întrebări, da, domnul Maculin? Da, eu am să am o propunere ca acest proiect să fie trimis la reexaminare cu ieșirea la fața locului, deoarece trebuie să ieșim la fața locului și nu am fost toți. Nu numai noi, numai eu, dar nimeni din comisie n-a fost. Și totodată el are și avizul negativ. Eu cred că până data viitoare la celelalte comisii, la Consiliu, îl vom pune dacă vom fi și avem o claritate. Nu avem claritate. Noi nu vom vota acest proiect. Da, domnul Alexandru, vă rog. Domnul Căvier, vă rog să vorbiți pentru dumneavoastră când spuneți că n-ați ieșit la fața locului, adică sunt membri comisiei care ies la fața locului. Proiectul decizii concernă ce se transmite în proprietate privată, în limitele terenului care este la moment deținut de către această companie în arendă, ceva suplimentar nu se dă, adică este practic pe perimetrul construcțiilor acest teren, de aceea propunem să fie susținut. Stimați colegi, au parvenit 2 propuneri. Prima propunere să transmitem la reexaminare și a doua să votăm proiectul așa cum este el. Poftim? Da, corect. Cine este pentru a susține proiectul de decizie cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat societății pe acțiuni Estate Group din strada... Da. Domnul președinte, eu mă bucur că dumneavoastră țineți în frâie această ședință. Vă mulțumesc. Prima propunere care a fost pe marginea acestei chestiuni a fost trimiterea la reexaminare. În comisie s-a obținut aviz negativ. Care sunt circumstanțele în care a fost obținut acest aviz negativ? O să ne spună fiecare prin prisma propriei sale înțelegeri. Prima solicitare a fost trimiterea la reexaminare și nu pentru altceva decât pentru clarificarea lucrurilor. Poate vine acum orice membru a comisiei spune că am fost la fața locului, fără ca să aducă vreo dovadă. La fel cum orice membru a comisiei poate să spună că nu a fost la fața locului, dar poate a fost acolo. Vă mulțumesc, domnule. De asta vă rog să puneți la vot trimiterea la reexaminare, pentru că vor mai fi asemenea propuneri, și asta trebuie să se întâmple. Mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, Vasile Ivanovici. Mulțumesc, domnul Настасья, за яркое выступление по вопросу, которого вы не знаете в данном случае. Dacă domnul Bondarenco spune că a fost la fața locului, înseamnă a fost la fața locului. Aviz negativ pentru că 2 membri care au participat la ședința comisiei nu au fost la fața locului. Și au dorit să se ducă. Iată și domnul Macovei a spus despre asta. Dar noi am fost la fața locului, am văzut și Bondarenco v-a spus. Tot terenul, practic pe perimetru, e ocupat cu construcții. Nu sunt probleme. Deci noi să ținem agentul acesta economic în podveșenom состоянии. Să apropie la cineva soși. Stimați colegi, da, vă rog. Mai aveți ceva de adăugat, domnule? Îmi pare rău că domnul Chirtoacă, de la înălțimea rezultatelor și a ceea ce a obținut în viață, se bazează doar pe ceea ce spune domnul Bondarenco sau ce spun eu. Cred că ar trebui să ne documentăm foarte și foarte bine, pentru că este vorba de un subiect, este adevărat, nu mă interesează numele celor care vine cu solicitarea, mă interesează să fie claritate. Atâta timp cât în comisie există un aviz negativ, din varie motive, cred că nu e nicio fel de problemă că într-o bună zi, această comisie, așa cum am cerut anterior, și dacă memoria nu ne dă de gol pe nimeni dintre noi, tot comisii funciare i-am cerut mai multă claritate pe mai multe chestiuni. Nu doar în acest caz. Nu putem veni aici, de la tribuna Consiliului, în calitate de membru, președinte sau secretar al comisiei de funciare, și să spunem, domnule, nu ne este clar, executivul să țină cont de propunerile comisiei. Nu! Executivul va ține cont de propunerile comisiei doar dacă ele sunt protocolate și, 2, dacă ele sunt incluse într-un eventual amendament la proiectul de decizie pe care îl examinăm. Motiv pentru care insist pe propunerea pe care v-am făcut-o, una regulamentară, una care se bazează și pe cutuma noastră sau pe experiența de 2 ani de zile din acest Consiliu, în care prima chestiune care spunea în discuții sau la vot, era trimiterea sau netrimiterea la reexaminare. Domnul Anastas, vă mulțumesc, e clar. Valeriu Ivanovici, vă șotă cătele? Scuzați? La vot. Stimați colegi, dau citire punctului 157 din regulament, cu ajutorul, iată, domnului secretar general. Propunerile, amendamentele consilierilor municipali sunt supuse votului în ordinea formării și înaintării lor. De aceea voi supune votului propunerea care a parvenit prima. Cine este pentru a transmite proiectul vociferat la reexaminare? Cine este pentru? Vă rog, colegi, o mică nuanță. Noi avem o comisie specializată pentru care în principiu ești s-o creat, ca fiecare întrebare care are suspiciuni să fie pusă suplimentar unor discuții interne, ca ulterior reprezentanță din fiecare fracțiune să o discute. Nu este corect când noi votăm, la comisie decide că s-o pui pe ordine de zi și noi s-o scoatem. Noi o scoatem azi de pe ordine de zi. Dar ca să nu avem asemenea incidente ulterior, dacă este avizul negativ sau apar niște nuanțe suplimentare dubioase, cui trebuiește discuțiile astea? La birou permanent, puteți de discutat. Întrebarea asta până și nu nimeri pe ordine de zi. Noi avem o întrebare către domnul Talmaci. La birou permanent au fost niște întrebări care noi însușați nu nimerească pe ordine de zi. Ele nu știu ce s-au regăsit. Și totodată la birou permanent au fost de consilieri municipali propuse niște întrebări care nu se regăsesc. E că deși tot se trage. Eu, sincer... Cui trebuiește ca camera și ei de acolo, cine filmează ei, să filmeze cum noi ne certăm și pierdem banii cetățenilor pentru o întrebare care în principiu nu trebuie să merească pe ordine de zi. Și puneți altele 10, care noi, pe simplu, eram să ridicăm mâna, că eu au fost deja dezbătut pe inter. Noi ne vom susține retragerea de pe ordine de zi, dar vreau notă protocolară. De azi înainte. Dacă la birou permanent s-au discutat că întrebările nu nimerează pe ordine de zi, deoarece e necesită o examinare pe intern, faceți-o. Da, notat. Și dacă este o întrebare pusă, deja examinată, să fie pusă pe ordine de zi. Ordinea de zi o face birou permanent. Și trebuie să fie executată. Și atunci noi n-ați ne trezim. Da. 21 de voturi pentru reexaminare. Platforma, da? Не, одну секундочку, я извините, дайте слово мне. Господа. Валерий Иванович, ну я же вас спрашивал, вы хотите слово, но нельзя же так, я совсем... Ну я подошел, когда выступал Динар. Но ему вы дали слово, он выступал. Пожалуйста. Дело в том, что в этой комиссии большинство от партии социалистов. Вместе с секретарем комиссии господином Неделя. У них большинство, и они могут протащить через комиссию любой вопрос. Неделя отказался от статуса секретаря комиссии. Вас не наводит это на какие-то размышления? Я когда ему задал вопрос, он говорит, я не хочу сидеть вместе с другими. Поэтому говорить о том, Динар, что комиссия приняла какое-то там решение, я бы этого не сделал. Я бы не делал этого, потому что мы с вами на совете столько отменяли решений этой комиссии, что мало не покажется. Мы говорим о решении комиссии. Вы говорили, что если комиссия, вот там большинство проголосовало, это ни о чем не говорит. Это говорит как раз о другом. Что если члены комиссии все-таки занимают другую позицию, а секретарь комиссии уходит с этой комиссии, это тоже говорит о многом. Поэтому я прошу, чтобы муниципальные советники учитывали это тоже обстоятельство. Да, Василий Иванович. Я понял, почему один из членов комиссии практически не посещает заседания, но он же не в курсе, что ему есть за что сидеть другое, как и всем членам этой партии. Значит, уважаемые коллеги, значит, мы рассматриваем исключительно проекты решения, которые нам представляет Примария, Доамна Евгения, которые Примария представляет. Бывает, что мы что-то не досмотрим, для этого у нас есть заседание муниципального совета, но мы готовимся тщательно к каждому заседанию комиссии, мы стараемся выехать на место, мы стараемся все посмотреть. Значит, при этом, значит, я всячески ухожу от каких-то контактов, значит, с заинтересованными лицами. Значит, может быть, в отличие, значит, каких-то там коллег, я не знаю про это, значит, какие-то слухи ходят. Что касается этого конкретного проекта, значит, мы уже его проголосовали, насколько я понимаю. Ну, вопросов там, поверьте, нет. Проекту datancă n-a fost votat până la fine, nu. Eu am auzit că, iată, domnul... Nu, socialiștii au votat și platforma da. Ну, с одной стороны. Значит, здесь действительно нет проблем. Действительно. И я считаю, что одной из задач нашей комиссии должно быть сделать так, чтобы земельные вопросы, если к ним нет вопросов, проходили как можно быстрее. Вместе с Примарией. Задача Примарии сделать так, чтобы в течение месяца все заявления либо получали обоснованный ответ с исчерпывающим списком вопросов, либо поступали на комиссию на заседание совета. В противном случае, значит, возникает очень много всяких вопросов. Спасибо. Да, вам устремляешь ее, в том числе вопросы по поведению отдельных членов комиссии, которые, наверное, ждут, что к ним подойдут, которые вот к микрофону хотят подойти. Коллеги, nu vreau să comenteze cineva ce am spus eu. Eu una am spus. Noi azi mergem în întâmpinare, s-o primit așa că cineva din consilieri nu a fost la fața locului. Dar în momentul ăsta se putea de știut la birou permanent. Și pentru a scoate orice suspiciune, noi am susținut propunerea colegilor. Însă comisia s-a expus. Și nu vreau cineva să comenteze. Ba mai mult ca atât, e că s-a eliberat un loc, domnul Nedelea, da? Cineva îl poate suplini. Stimați colegi, domnul Dinar, e clar. Stimați colegi, o să spun. Eu, ați observat dumneavoastră, mă strădui să fiu corect cu fiecare din dumneavoastră, cu toți întregime. Eu vă rog mult, necătând la faptul că uneori se încalcă regulamentul, vă rog mult, în timpul care a rămas, să excludem așa momente. Într-adevăr, dacă proiectul a fost discutat în comisie, dacă s-a discutat la ședința biroului, dacă au fost întrebări, de ce atunci s-a inclus în ordinea de zi? Eu vă rog pe viitor, este avizul negativ, înseamnă că el trebuie să fie încă discutat până a exclude toate momentele acestea. Iată, noi acum 20 de minute am discutat în zadar. Încă o dată eu supun votului proiectul de decizie care a fost propus la reexaminare despre operarea unor modificări în configurarea lotului de pământ cu numărul cadastral 0100201603 din strada Petrarca. Eu îmi cer scuze. 16.1. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat societății pe acțiuni Estate Group din strada Ferideului 4. Cine este pentru a transmite proiectul dat la reexaminare, rog să votați. Cine pentru, împotrivă, s-a abținut, vă rog, PSRM. S-a spus deja 21 pentru transmiterea la reexaminare. Platforma dat de asemenea a spus 13 pentru. 11, PAS. 5 pentru, PL. Pun. Abținere. PCRM. Pentru. Domnul Bunescu. Pentru. Domnul Nedelea. Nu este în sală. PDM. Pentru și Partidul Politic Șor. Două abțineri. Cu 40 de voturi, proiectul dat a fost transmis la reexaminare. Vă rog următorul. Se prezintă proiectul de decizii cu privire la privatizarea terenului din strada Lunca Bâcului, aferent obiectivului privat al domnului Vecislav Gârca. Terenul propus este de suprafață de 511 metri pătrați, la prețul normativ de 80.201 lei. Asta este amendament. Este amendament. Dacă o streacă ca bază, da. Stimați colegi, întrebări. Este un amendament, de aceea voi supune votului ca bază proiectul de decizie cu privire la privatizarea terenului din strada Lunca Bâcului 29, aferent obiectivului privat domnului Vecislav Gârca. Cine este pentru a-l vota ca bază, rog să votați. Împotrivă, s-a abținut. Vă rog, PSRM. 21 pentru, platforma da. 10 pentru, PAS. 4 abțineri, Pele, 2 pentru, Pun, pentru, Pecerime, pentru, domnul Bunescu, abținere, domnul Nidelea nu în sală, PDM pentru și Partidul Politic Șor, 2 pentru. Cu 38 de voturi, proiectul de decizie a fost votat ca bază. Vă rog amendamentul. Da, să fie introdus punctul 11, cu următorul conținut. Se împuternicește Vecislav Gârca să asigure pe cheltuiala sa prin intermediul executantului de lucrări cadastrale, perfectarea documentației cadastrale, prevăzute în punctul 2 și 3 al prezentului proiect de decizii, în baza soluției urbanistice și în limitele specificate în planul anexei, și va solicita Serviciul Cadastral Teritorial Cadastru operarea modificărilor în documentația cadastrală pentru terenul specificat în punctele 2 și 3 al prezentei decizii în registrul bunurilor imobile. Întrebări la amendament nu sunt. Supun votului amendamentul vociferat. Cine este pentru? Împotrivă? S-a abținut? PSRM? Pentru amendament. 21 pentru. Platforma da? 22 pentru. 10 pentru. Platforma da. PAS? 4 abțineri. PL? 2 pentru. PUN? Pentru. PCRM? Pentru. Domnul Bunescu? Abținere. Domnul Nidelea nu este. PDM pentru și Partidul Politic Șor? 2 pentru. Cu 39 de voturi, amendamentul a fost susținut. Mai sunt amendamente? Nu sunt. Stimați colegi, supun votului proiectul de decizie în întregime împreună cu amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? S-a abținut? Vă rog, PSRM? 22 pentru. Platforma da? 11 pentru. PAS? 4 abțineri. PL? 2 pentru. PUN? Pentru. PCRM? Pentru. Domnul Bunescu? Abținere. Domnul Nidelea? PDM pentru și Partidul Politic Șor? 2 pentru. Stimați colegi, cu 40 de voturi, proiectul de decizie a fost aprobat în întregime. Vă rog, următorul. Se prezintă proiectul de decizie cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale societății comerciale Nelimod.com din calea Orhelului 13, suprafața de 222 de metri pătrați, de 824 de metri pătrați. Întrebări? Да. Вопрос. Да. Адриан, скажите, пожалуйста, документы поданы в 2013 году, 7 лет, 8. За 2 года вы что, не смогли это безобразие как-то разрулить? 8 лет, ну ладно, тот совет был, не будем говорить. Но тут вроде вы приличные люди в этой комиссии, в вашем департаменте. Но это же безобразие. У вас много еще таких 13-го года заявлений? В управлении. Sunt și lucrăm asupra lor. Не понял. Mai sunt. Sunt și se lucrează foarte... Есть, да? Sunt. То есть, блатных вы за 21 год всех пропускаете, а 13, 14, 15 год вы работаете. Ну, trebuie să facem o precizare. Noi, agenții economici, noi, persoanele fizice, practic am epuizat toate... И физических лиц надо пропускать оперативно, там вообще нечего делать, и экономических агентов. Так, они бюджет деньги платят. Suntem de acord cu dumneavoastră, dar agenții economici cel mai mult strânesc discuții aprinse în cadrul Consiliului Municipal Chișinău și pentru a nu comite erori care ar provoca niște discuții aprinse, noi le verificăm mai, să spunem așa, intens, de ce ele așa greu și parvin pe ordinea de zi a Consiliului. Stimați colegi, dacă nu mai sunt întrebări, supun votului proiectul de decizie cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale societății comerciale Nelimod.com, SRL din calea Orhelului 13. Cine este pentru? Împotrivă? S-a abținut? Vă rog, PSRM. 22 pentru. Platforma da? 11 pentru. PAS? 4 abțineri. PL? 2 pentru. PUN? Pentru. PCRM? Pentru. Domnul Bunescu? Abținere. Domnul Nidelea? Încă noi. PDM? Pentru și Partidul Politic Șor? Pentru. Stimați colegi, cu 40 de voturi, proiectul de decizie a fost aprobat. Următorul. se prezintă proiectul de decizii cu privire la privatizarea terenului din strada 2954 fracție 7, aferent obiectivului privat al țărilor Acor Original Com. Suprafața este de 1279 de metri pătrați la prețul normativ de 168.026 de lei. Este avizul pozitiv al comisiei. Vă rog întrebări. De fapt, eu sunt proprietară acestui depozit și totodată vreau să vă zic că din 2014 sunt la fiecare consiliu în care este și există. Și astăzi am venit ca să arăt toate actele care sunt, într-adevăr. Da, eu sunt și proprietar și importator. Acolo este o afacere care importă, exportă materialelor de construcție. Eu vă mulțumesc. Dacă va fi necesitatea, cineva din consilieri vor avea întrebări, atunci cred că vă vom da posibilitatea să arătați și documente și ce mai este. Eu cred că întrebarea a fost discutată în comisie, la birou, s-a raportat, de aceea dacă nu mai sunt întrebări la consilieri, eu supun votului proiectul de... Asta avem și amendament aici, dacă se acceptă. Este amendament? Da. Stimați colegi, este amendament, de aceea supun votului ca bază proiectul de decizie cu privire la privatizarea terenului din strada Doina 154-7, aferent obiectivului privat al societății cu răspundere limitată Acor Original Com. Cine este pentru a vota proiectul ca bază, vă rog, împotrivă, s-a abținut, vă rog, PSRM. PSRM, 22 pentru, platforma ta, 12 abțineri, PAS, 4 abțineri, PL, 2 pentru, PUN, pentru, PCRM, pentru, domnul Bunescu, abținere, domnul Nedelea, nu-i, PDM, pentru, Partidul Politic, Șor, pentru. Stimați colegi, cu 29 de voturi, proiectul de decizie a fost votat ca bază. Vă rog amendamentul. Să fie introdus punctul 3.8 cu următorul conținut. Se împuternicește SRL Acor Original Com să asigure pe cheltuiala sa prin intermediul executantelor de lucrări cadastrale perfectarea documentației cadastrale, indicat în punctul 2 al prezentei decizii în baza soluției urbanistice și în limitele specificate în planul anex și va solicita Serviciul Cadastral Teritorial Cadastru, operarea modificărilor în documentația cadastrală pentru terenul specificat în punctul 2 al prezentei decizii în registrul bunurilor imobile. Stimați colegi, careva întrebări sunt față de amendament? Nu. Supun votului amendamentul. Sunt? Da, poftim, domnul Alexandru. Noi în cadrul comisiei am venit cu o propunere, adică să fie ridicat un pic prețul la... Se referă la punctul 5, da? G3. Noi solicităm modificări în punctul 3, să fie introdus punctul 3.8, cu împuternicirile. Și respectiv și noi o să avem la fel o propunere, adică... O să aveți un amendament și dumneavoastră, da? Atunci eu încă o dată reiterez, supun votului amendamentul propus de către domnul raportor. Cine este pentru? Împotrivă? S-a abținut? Vă rog, PSRM. 22 pentru. Platforma da. 13 pentru. Da, mulțumesc. PAS. 4 abțineri. PL. 1 pentru. PUN. Pentru. PCRM. Pentru. Domnul Bunescu. Abținere. Domnul Nedelea. Nu în sală. PDM. Pentru. Și Partidul Politic Șor. Pentru 2. Nu, platforma da pentru. Abținere. Pentru. Pentru. Cu 41 de voturi, amendamentul propus a fost susținut. Vă rog următorul amendament. Da, mulțumesc, domnul președinte. În cadrul comisiei s-a propus să fie mărit un pic prețul de vânzare acestui teren, adică conform raport de valoare este evaluat la 950.000, s-a propus 1.100.000 să fie mărit. Totuși, fracțiunea noastră propune să fie mărit până la 1.500.000 prețul de a înstrăina acest teren. Ținând cont de amplasarea lui care este. Domnul Alexandru, cer scuză, la acesta nu era, este prețul normativ, este punctul 4. Nu, asta e o greșeală, cred că dumneavoastră vă referiți la punctul 5. Sau eu ceva greșesc? Stați, noi... Acor original. Da, deci e preț normativ. Dar pe acor original a trecut sau nu a trecut? Acum era amendamentul. Nu, nu am votat ca bază amendamentul 1. Nu, noi suntem la 4 cu amendamentul a fost. 16-4 cu acor amendamentul le-am... Împuternicirile le-am dat. Dar ei s-au obținut de anul trecut acor original. Stimați colegi, suntem în procedură de vot, mai bine zis, amendamente. De procedură este încurcat un pic de situație. Eu, din câte am înțeles, la acor original colegi din DAS au obținut ca bază și respectiv proiectul nici n-a trecut. Noi... A trecut. Ca bază. A trecut. 29, da? Cu 29 de voturi. Eu îmi cer scuze, îmi cer scuze. Domnul Bondarencu, cu puțină atenție, vă spun eu, vor trece și alte chestiuni. Platforma DAS a obținut de la votul acestui proiect pentru mai multe neclarități. Și anume, toate venind, dacă se tăcea mai multă lumină, venind în interesul municipalității. Executivul a venit cu un amendament, domnule Bondarencu, a venit cu un amendament, un amendament în interesul municipalității, pe care platforma Demnitate și Adevăr l-a votat. Mai departe, dacă mai sunt amendamente, vă rog să le puneți, dar ele trebuie să fie în concordanță cu legislația. Iar atunci când este legislația, nu putem să intervenim cu de-ale noastre. De asta vă rog să... Da, vă mulțumesc, domnul Năstase. Stimați colegi, pentru claritate, încă o dată repet, noi acum dezbatem subiectul 16.4 cu privire la privatizarea terenului din strada Doina, 154/7, aferent obiectivului privatizat al societății cu răspundere limitată Acor Original Com. Noi l-am votat ca bază și cu 29 de voturi el a fost aprobat ca bază. A fost amendamentul propus de către domnul raportor cu 41 de voturi, amendamentul a fost susținut. Poftim? Nu mai sunt propuneri. Stimați colegi, dacă nu mai sunt amendamente la proiectul dat, atunci eu supun votului în întregime proiectul dat cu amendamentul care deja a fost susținut. Cu privire la privatizarea terenului din strada 2, 954/7. Cine este pentru? În întregime, împotrivă? S-a abținut. Vă rog, PSRM. 22 pentru. Platforma da. În întregime. Abținere. Pas. 5 abțineri. Pele. O abținere. Unii. Este, da, eu. Da, îmi cer scuze. Pun. Pentru. PCRM. Pentru. Domnul Bunescu. Abținere. Domnul Nedelea. Noi, PDM pentru și Partidul Politic Șor pentru. Domnule președinte, vă rog să-mi permiteți să intervin. Stimați consilieri. Domnul Năstase, vă rog mult, suntem în procesul de votare. Suntem în procesul de votare, dar vreau să apelez la responsabilitatea fiecărui consilier. Domnilor consilieri, dumneavoastră ați votat de bază un proiect de decizie. Împreună l-am îmbunătățit. Acum constat pe final că cei care au votat ca bază nu votează. Unii dintre ei chiar se întreabă ce votăm. Noi putem să fim responsabili de ceea ce facem sau nu? Pentru că este inadmisibil ca în Consiliul Municipal să ne jucăm în telefoane. Putem să facem și asta. Eu nu-l condamn pe cel care se joacă Tetris la Parlament. Chiar nu-l condamn, deși m-a plefturit în toate campaniile care au putut. Nu-l condamn. Dacă nu are și face în Parlament, să joace Tetris. Dar eu spun că aici, la Consiliul Municipal, trebuie să dăm dovadă de responsabilitate. Dacă tu votezi de bază proiectul și pe final nu-l votezi, nu știu care este scorul, dar nu mi se pare absolut deloc normal, a trecut. Și dacă nu trece, dacă tu ai avut prima oară, în prima fază, 29, nu-i așa? Și ce facem noi? Domnul Năstase, hai vă rog vorbiți. Domnul Năstase și domnul Cojocar, vă rog mult. Nu aveți puțină stimă față de președinte care conduce. Dumneavoastră ați fost aici. Știți ce înseamnă? Suntem în procesul de vot. Vă rog, rezultatele. Rezultatele. Stimați colegi, cu 27 de voturi pro, proiectul de decizie a fost votat în întregime. Vă rog următorul. Se prezintă proiectul de decizie cu privire la modificarea hotarului lotului de pământ cu numărul cadastral 0136-333 din strada Uzinilor 13A, proprietate privată SRL G3 Group, suprafața care se trebuie 536 de metri pătrați. Noi o să avem două amendamente, unul domnul Bondarenco și unul noi să avem aici. Da, vă mulțumesc. Întrebări? Supun votului, dat fiind faptul că sunt două amendamente, supun votului proiectul de decizie cu privire la modificarea hotarelor lotului de pământ cu numărul cadastrat 0100306333 ca bază. Cine este pentru? Împotrivă? S-a abținut? Vă rog, PSRM. 22 pentru, platforma da, 13 pentru, PAS, 5 abțineri, PLE, pentru, PUN, Cornel, noi, PCRM, pentru, domnul Bunescu, abținere, domnul Nedelea, noi, PDM, pentru și Partidul Politic Șor, 2 pentru. Stimați colegi, cu 40 de voturi, proiectul dat a fost votat ca bază. Vă rog, primul amendament. În punctul 2, să fie introdus punctul 2.6, cu următorul conținut. Se împuternicește SRL G3 Group să asigure pe cheltuiala sa, prin intermediul executantelor de lucrări cadastrale, perfectarea documentației cadastrale pentru operarea planului cadastral al terenului cu numărul cadastral 0100306333, cu suprafața actualizată de 03888 din strada Uzinilor 13A, în baza soluției urbanistice și în limitele specificate în planul anexe, și va solicita Serviciul Cadastral Teritorial Cadastru operarea modificărilor în documentația cadastrală pentru terenul specificat în punctul 1 al prezentei decizii în registrul bunurilor imobile. Întrebări la amendament? Nu sunt. Supun votului amendamentul vociferat de către domnul raportor. Cine este pentru? Împotrivă? S-a abținut? PSRM? 22 pentru, platforma da, 13 pentru, PAS, 5 abțineri, PLE, pentru, PUN, pentru, PCRM, pentru, domnul Bunescu, abținere, PDM, pentru, Partidul Politic Șor, 2 pentru. Cu 41 de voturi, amendamentul a fost susținut. Vă rog, al doilea amendament. Fracțiunea PSRM propune de modificat punctul 1 în parte și ține de prețul terenului cu care se înstrăinează și anume să fie menționat, adică cu condiția achitării prețului de piață conform raportului de evaluare, dar nu mai mic de 1.500.000, pentru diferența de suprafață de 536 metri pătrați. Da. Că, având în vedere locul amplasării acestui bucate de teren, de asta și a pervenit această propunere. Întrebări? Nu sunt. Supun votului amendamentul propus de numai ce a fost vociferat. Cine este pentru amendamentul dat? Domnul președinte, eu dacă nu greșesc, în raport de valoare era 1.200.000, propun să fie 1.500.000, cum a spus dumneavoastră. Să nu fie numai mic, creează careva pe urmă interpretări. 1.500.000, că raportul de valoare era mai mic. 1.500.000 e bine. 1.500.000. Supun votului amendamentul dat. Cine este pentru? Împotrivă? S-a abținut? PSRM? PSRM? Domnul Năstase, cu toată stima și respectul, suntem în procedură de vot. Domnul Bodnarenco și pe domnul Grigorițchi, pentru că noi vom vota o majorare, dar această majorare trebuie să fie bazată cel puțin pe un act normativ, 2, pentru că acest lucru nu s-a discutat în comisie, 2, nu s-a discutat 1.100.000, domnul Botnarenco spune, ați spus, nu? Nu s-a discutat 1.500.000, vă rog să nu mai interveniți când vă se pare viața așa cum vă se pare. Întrebarea este, avem un fundament normativ, domnule Grigorițchi, de majorare. Proprietarul terenului este Consiliul. Mulțumesc. Doi, sub aspectul oportunității, nu ne poate sta în cale nimeni pe lumea asta. Doar Consiliul decide. Din punct de vedere al executivului, E oportună mărirea acestei sume. Câți mai mulți bani se încasează în buget? Mulțumesc. Platforma DA va vota această majorare, rugămintea către cei din Comisia Funciară, ca toate aceste chestiuni să fie examinate acolo, să nu le facem de râs în fața lumii. Mulțumesc. Eu vă rog mult, domnule Stase, pe viitor, eu dau voie și permit, este timp pentru a da întrebări, dar nu în timpul votului, vă rog mult. Din nou, PSRM, 22 pentru, platforma DA. Pentru. Pas. Amendamentul cu majorarea prețului. Pentru. Pele. Abținere. Bun. Pentru. PCRM. Pentru. Domnul Bunescu. Nu-i. Domnul Nedelea. Absent. PDM. Pentru. Și Partidul Politic Șor. Stimați colegi, cu 45 de voturi, amendamentul a fost susținut. Mai sunt amendamente? Nu. Atunci îmi permiteți să supun votului proiectul de decizie în întregime. Cine este pentru a-l susține, rog să votați. Cine este împotrivă? S-a abținut. Vă rog. PSRM. 22 pentru, platforma DA. 13 pentru, PAS. 5 abțineri, Pele, pentru, Pun, pentru, PCRM, pentru, domnul Bunescu, absent, domnul Nedele, absent, PDM, pentru și Partidul Politic Șor, pentru. Stimați colegi, cu 44 de voturi, proiectul dat a fost votat în întregime. Vă mulțumesc. Da, vă mulțumim și noi, domnul Grigorițchi. Stimați colegi, procedem la următorul subiect, 17. Domnul președinte. Da. Special am așteptat să nu încerc procedura de vot. Vă rog de procedură. Să faceți observații. Conform statutului alesului local, fiecare consilier municipal poate interveni cu anumite amendamente în perioada de dezbateri sau la propunerea amendamentelor. Asta unul la mână. Doi. Pe ce e bazată propunerea fracțiunii PSRM de a majora prețul? Lotul dat, în primul rând, la moment este destul de atractiv, este în prima linie chiar lângă drum și accesul care este numai pentru compania dată. Dacă el să-l pui la licitație, suma poate fi mai mare, dar dacă să-l pui din rațiune, ca agentul economic trebuie să se dezvolte, trebuie să-l dai lui prioritar să-l procure. Pentru asta, ca noi să ajungem la o balanță, la un echilibru, atât să câștige autoritatea publică locală, cât și agentul economic să aibă favori de a se putea dezvolta, noi am pus un preț mediu, noi nu l-am pus cel mai mare. Și vă rog să fim înțeleși corect. Nu avem interesul pe cineva de a-l stopări sau pe cineva de a-l favoriza. Am pus ceva mediu, cum se face... E clar. E clar. Vă mulțumesc, domnul Cujucaru. Dacă nu mai sunt careva întrebări, atunci subiectul numărul 17, după cum am anunțat, privind formarea bunului imobil din strada Mesager 1, raportorul domnul Valeriu Climenco, consilier municipal. Уважаемые коллеги, и не очень уважаемые, предлагается к рассмотрению проект решения. По улице Мессаджер 1, вы знаете, находится фабрика «Виорика Косметик», которая подала документы на приватизацию земельного участка, на котором находится фабрика. Они, кроме территории, на которой находится помещение, и в соответствии с законом они имеют право приватизировать землю, которая находится под помещением. Они претендуют и на ту землю, которая находится за забором фабрики, которая никак не задействована в производственном процессе фабрики. Кроме того, это участок площадью около 1 гектара, который является парковой зоной Лаизвор. И об этом неоднократно в этом зале нам напоминал господин Василий Киртока, который является собственником этой фабрики «Виорика Косметик», и который сегодня, вопреки своим личным собственным заявлениям о невозможности передавать в частную собственность зеленые зоны и парковые зоны, Сегодня он претендует на то, чтобы этот гектар достался ему, да, Гермес, который владеет собственностью этой фабрики. Я предлагаю эту территорию, парковую зону, со слов по утверждению Василия Чертоки, вывести из проекта по приватизации, придать ему статус сквера, и в ближайшее время мы сделаем там сквер, благоустроим дорожки, лавочки, где жители ближайших домов, там три очень 15-этажных домов, много жителей, где могли бы проводить время, отдыхать. И таким образом мы спасем от передачи в собственность 1 гектар муниципальной собственности земли, и тем самым мы не допустим разрушения парка Лаизвор, о котором так часто говорят у нас в городе. Этот проект решения завизирован всеми службами города, примарии, вице-мэром отраслевым, управлением архитектуры, юридическое управление, то есть все формальности соблюдены. Он обсужден на юридической комиссии, получил негативный отзыв по одной простой причине, что против проголосовало то большинство. Воздержались, да? Да. Воздержались от положительного решения. В этой комиссии большинство, это практически большинство, это представители партии социалистов, которые рьяно пытаются защищать интересы господина Чертоки. И я думаю, что они будут жертвовать интересами кишиневцев, лишь бы отдать, угодить Василию Афанасьевичу и отдать этот гектар парка. Поэтому, думаю, это разумное решение, правильное решение, оно соответствует интересам жителей города. Мы не должны разбазаривать парки, разрушать парки города, которых и так мало. Прошу поставить данный проект решения на голосование. Stimați colegi, vă rog întrebări. Уважаемые коллеги, я попросил Александра Бондаренко довести до сведения секретаря совета то, что мы втроем, значит, заявили, значит, о том, что мы не будем участвовать в обсуждении и в голосовании. Но я вижу, что господин Толмач об этом не объявляет, поэтому я, значит, решил это сделать. Мы об этом заявили в орган по неподкупности и получили соответствующий ответ. Спасибо. Спасибо, Василий Афанасьевич. Da, domnul Alexandru, vă rog. Da, la fel ar rugăm pe domnul Tolmaci să menționeze ca notă protocolară, adică că eu, domnul Chirtocă și domnul Botnar, adică nu participăm la vot la încă. Da, vă mulțumesc. Următorul. Stimați consilieri, conform legii numărul 133 din 17 iunie 2016, privind declararea averii și intereselor personale, Alexandru Bondarenco, Gennadi Botnaru, Vasile Chirtocă trebuie să se abțină de la vot pe marginea proiectului respectiv. Da, vă rog. Onorați membri a Consiliului și onorați membri a Prezidiului. Mă numesc Macar Marin, sunt director general interimar al Viorica Cosmetic. Vreau să menționez faptul că cu regret constat că se încearcă de a implica unele interese personale. Din păcate nu merge vorba despre proprietatea domnului Chirtoacă, este vorba despre terenul fabricii pe care este amplasat fabrica Viorica Cosmetic și care este utilizat în procesul tehnologic. Acest teren nici de cum nu este parte a parcului la izvor. Este în afara terenului parcului la izvor. Vreau să menționez că de la începutul proiectării fabricii, acest teren a fost nemijlocit, dat fabricii Viorica Cosmetic. Deci, după cum cunoaștem, în acea perioadă când s-a proiectat întreprinderea, s-a lucrat o echipă numeroasă de proiectanți. Deci fiecare metru este calculat pentru ce este nevoie de utilizat și care este destinația lui. În plus, pe acest teren vreau să menționez că sunt amplasate bunuri ale Viorica Cosmetic. Este amplasat un bazin de apă care face parte din circuitul de răcire a apei a întreprinderii, care ulterior urmează să-l reparăm și să-l repunem în funcțiune. Totodată vreau să menționez că acest bun... Извините, пожалуйста, у вас вопрос ко мне. Вы должны задать вопрос, а не рассказывать историю, как вы получили эту землю. Мы знаем, как вы получили. Какой у вас вопрос ко мне? Господин Киртока неоднократно об этом рассказывал. Как получена эта земля? Какой вопрос ко мне, к докладчику? Хорошо. Вы с кем приняли решение, что если вы будете расформировать... Окей, Бини. Да, можете на молдавском языке говорить. Cu care specialiști dumneavoastră v-ați consultat? Că dacă divizați acest teren, nu aduceți prejudicii procesului tehnologic al întreprinderii. Dacă acolo sunt bune. Отвечаю на ваш вопрос. Не может технологическая ваша база находиться за пределами вашего забора. Это же понятно, как дважды два. Вы за кого нас тут считаете? Это раз. Во-вторых, на этой территории нет ни одного вашего строения. А по закону вы можете претендовать на земельный участок, на котором есть ваша недвижимость собственника. Ее там нет. О чем речь? А с кем я консультировался, это позиция моих избирателей, которые меня избрали и дали мне полномочия от их имени подобного рода вопросы выносить. И в том числе управление, все, которые вы прошли, завизировали это решение. Да, я сказал о том, что юридическое управление завизировало след на проект решения соответствия законодательной базе и так далее. Все процедуры соблюдены. Domnul Climenco, vreau să vă întreb un lucru. Ne-ați cunoașteți despre faptul că obiectivele industriale trebuie să aibă așa numită zonă sanitară. Cunoașteți despre acest lucru? Господин директор, нет в законодательстве нормы, которая говорит о том, что любые другие территории, которые находятся за пределами предприятия и на которых нет никакой недвижимости, могут трактоваться как санитарные зоны или еще какие-то. Нет, там четко сказано, собственность, если находится на этой территории, то собственник может претендовать на этот земельный участок. И то в границах фундамента своего, а прилегающая территория, это несколько другой вопрос. А вы сейчас говорите о гектаре земли, где даже нет одной туалетной кабинки вашей. Вы тут ошибаетесь. Вы там, наверное, посмотрели, что там есть бассейн. Это не ваш бассейн. Это наш бассейн. Он включен и в нашу проектную документацию. И также я объяснил, он включен в силу того, что в советское время, когда выделяли подобного рода земельные участки, была земля общенародной, и никто не задавался вопросом, сколько выделяется земли. Сегодня законодательство изменилось. И в законодательстве четко прописаны условия, при которых можно или нельзя приватизировать земельный участок. Еще раз говорю, господин Киртока много раз в этом зале говорил, что это парковая зона. Он возмущался по поводу того, что рядом с этим участком вырубили деревья, хотят там строить какие-то дома. Значит, он тоже говорил, это парковая зона, они срубили негодяи такие-сяки. Сейчас вы нас убеждаете в другом. Кто из вас прав, господин Киртока, который об этом говорил много-много раз, или вы пришли, отнимаете у нас время? Речь идет о том, что эта земля уже сформирована еще в 2014 году. И была сформирована согласно специалистами из NGO-CAP. То есть они все это... Я об этом сказал. Я сказал, что проект решения с 2014 года лежит при Марии. Готов к тому, чтобы вот эту незаконную приватизацию осуществить. Они сформировали, так как они это видели. А я предлагаю переформировать этот участок, спасти парковую зону, оставить ее в собственности кишиневцев, жителей города, и сделать там сквер. А вы хотите, чтобы эта земля досталась господину Василию Киртоке. Я хочу, чтобы эта земля осталась предприятию, она дальше использовалась. Eu stau aici deja 10 minute. Da, întrebare aveți? Da, am o întrebare și am o propunere. În primul rând, господин директор, к вам замечание. Вы когда обращаетесь к муниципальному совету и к президиуму, Вы должны не вводить в заблуждение своими декларациями муниципальный совет, потому что вы заявили о том, что господин Клименко, как муниципальный советник, пытается ввести в заблуждение, забрать у вас землю. Так давайте говорить и называть вещи своими именами. Во-первых, разработали проект решения, который четко разделяет границы парковой зоны, и эта зона переходит назад в собственность муниципального совета, то есть в общественное пользование. Это будет непосредственно зона отдыха и рекреации близ ближайших домов. Поэтому не надо вводить муниципальный совет в заблуждение. Вы эту зону не используете. Господин Клименко и генеральный мэр, они заявляли о том, что Кишиневу необходимы парки, скверы и зеленые зоны, где мы можем отдыхать и дышать чистым воздухом. Поэтому в этой связи прошу поставить вопрос на голосование. Мы уже послушали достаточно господина директора. Liniștiți. Vă rog, încă întrebări. Da, mulțumesc, domnul președinte. Deci, stimați colegi, este importantă informația. Deci, haideți noi... O să am o întrebare și la domnul secretar al ședinței și la domnul raportor. Dar probabil primul este la domnul secretar. Deci, articolul 10 din legea privind statutul municipiului Chișinău prevede expres faptul că proiectele de decizii sunt propuse spre examinarea Consiliului Municipal de către consilieri și sau de către primarul general și se examinează dacă sunt avizate, conform alineatului 2 din articolul în cauză, da? Însoțite de avizul sau raportul Comisiei de Specialitate în Consiliul Municipal Chișinău și alineatul 2. Proiectul deciziei semnat pe versoul fiecărei file a actului de către autor sau conducătorul subdiviziunii de autor se avizează obligatoriu, conform prevederilor legii, la fel și de către un șir de alte persoane, printre care este șeful direcției în atenția cui se examinează proiectul în cauză. Deci, în primul și în primul rând, trebuie să fie semnat de către șeful direcției arhitectură, urbanism și relații funciare. Proiectul decizie, da, stimați colegi, ne-a dus în eroare autorul acestui proiect decizie. Vreau să vă atrag atenția că nu sunt în eroare când a afirmat că are avizele tuturor direcțiilor că proiectul decizie care trebuie să fie examinat. Deci nu este avizat de șeful direcției arhitectură, urbanism și relații funciare, motiv pentru care proiectul decizie în cauză, în deopște, nu putea a priori să apară pe ordinea de zi a ședinței în cauză și nu poate fi examinat. Mai mult ca atât, votul unuia dintre dumneavoastră pentru proiectul decizie în cauză ar însemna o încălcare a prevederilor legislației în vigoare. Отвечаю. Și acum, я не вам поставил вопрос, а поставил вопрос секретарю совета. Я отвечаю вместо секретаря. Не надо, вы мне должны вопросы задавать. Валерий Иванович, потом вам тоже дадим. Комиссия răspundă la întrebarea. Stimați consilieri, cei ce se referă la ordinea de zi, deci asta, ordinea de zi a fost aprobată de către birou permanent al Consiliului. Următoarea întrebare. Nu, mai mult nu am întrebat. Supuneți, rog, propunerea mea votului. Eu am înaintat o propunere. Eu vreau să mă folosesc de dreptul la replică pentru că am fost avizat atunci când era vorba despre examinarea proiectului decizii în cadrul ședinței Comisiei Juridice. Vreau să vă atrag atenția, stimați colegi, referitor la faptul că în ședința Comisiei Juridice, când s-a examinat proiectul decizii în cauză, a avut doar un singur vot pro. Doar un singur vot pro. Asta este încă o dovadă a faptului că proiectul deciziei care îl examinăm noi acum este unul absolut. Dar este... Domnul București, vă frumos... Este încă o dovadă, asupra faptului că proiectul deciziei este unul absolut nepregătit, care nu are avizul nici a direcției arhitectură, urbanism și relații funciare, nici a direcției finanțe, în afară de nota informativă, și însuși proiectul deciziei nu are mai mult niciun document. E clar, domnul profesor. Nici unul. Am înțeles. Значит, данный проект, слушать надо комсомольцам тоже, данный проект завизировал первый заместитель шефа первый заместитель руководителя департамента архитектуры в силу того, что в то время госпожа Светлана болела. Была официально на больничном. Поэтому госпожа комсомольцы, пожалуйста, посмотри. Сначала надо смотреть, а потом чесать, вот всех обманывать. Я, одну секунду, я допускал, что любыми путями, господа социалисты, будут защищать интересы господина Чертоки. Будут любыми путями добиваться лишения кишиневцев 1 гектара парка. Но не до такой же степени, когда вы врете в наглую стоит, говорит, нет никаких согласований, даже не заглядывая в проект решения. Господа социалисты, не надо пытаться грабить Кишинев и кишиневцев. Мы вам этого не позволим. Господин председатель, да, мы были... Нет, нас упомянули, я, с вашего позволения, право на реплику. Можно? Нельзя, потому что это правда. Что бы ты ни сказал, Саша, это не правда. Закрывайте мне рот, Валерий Иванович. Да я тебя умоляю. Мы, к сожалению, и все присутствующие здесь, и телевидение, и кишиневцы давно стали свидетелями вашего какого-то особого отношения к одному из наших коллег. Да нет, это не он, это воровство. Я еще не закончил с вашего позволения. Саша, это воровство. Причем я еще не закончил. Это попытка украсть. Выслушайте, я еще не закончил. Ну, у вас какое-то особое отношение, и все вопросы, которые вы поднимаете, у вас вот какая-то жажда мести. Жажда мести почему? Потому что, я не помню какой год, 16-й, была попытка строительства рядом со зданиями Кали-Ешелор, была попытка строительства 18-этажного здания, которое принадлежало вам. И вы тогда утверждали о том, что у вас будет центр развития молодежи и так далее, 2 этажа, ну плюс 16 этажей многоэтажных строительства. Эта попытка была остановлена. И все ваши последующие действия являются вот желанием отомстить. Что касается ваших утверждений о том, что мы воруем у жителей гектар парка, это вранье. Почему? Потому что вот есть данные, есть директор, есть предыдущий проект решения, по которому та территория, которую вы предлагаете, только сейчас предлагаете сделать частью парком, она никогда не была парком Лаизво. Поэтому мы украсть это не можем. Вы сейчас предлагаете эту территорию отчуждить и присоединить к парку Лаизво. Поэтому не надо вводить население в заблуждение, это вранье. Следующий момент. Если эта территория действительно позволяет ее внести в парк, давайте рассмотрим. Но на этой территории, и нам докладывает директор, и давайте проверим то, что есть в проекте решения. В этой территории есть подъездные пути, на этой территории есть бассейн, фонтан какой-то там есть. Там что-то есть. Можем ли мы эту территорию включить в состояние в качестве парка? Поэтому я вас прошу, если вы выходите с проектами решения, это ваше абсолютное право, но не надо цитировать нас, фракцию социалистов, потому что мы начнем цитировать вас, фракцию ШОР. Спасибо. Вранье – это то, что сказали вы. Одну секунду. Одну секунду. У меня реплика. По очереди. Я никогда, господин Александр, я никогда не строил никакого дома в этом парке. Это раз. И мы сейчас этот вопрос с господином Чертокой рассматриваем в суде. Я хочу, чтобы суд высказался по этому утверждению. Это первое. Второе, господин... Я могу уточнить, вам принадлежал на правах аренды участок, и вы заключили договор. Это неправда. Гражданский договор на строительство многоэтажного здания, 18-этажного здания. А есть говорю... и видео, есть и документация, есть и авторизация на то время, которое можно представить на обзор общественности. А я говорю, вы лжете, научились у своего патрона. Я никогда не имел никакого земельного участка там. Я никогда... Валерий Иванович, говорите по проекту решения. Не надо лгать. Не ведитесь на провокации. Следующий вопрос, пожалуйста. Нет, реплика. Заканчивай. Не надо лгать. Реплики потом. Вы лжец, что я имел там какой-то земельный участок. Второе. Это не я сказал, что там парк. Это Чертока сказал несколько раз в этом зале, что это парк Лаизво. Вы чего мне это вешаете? Это неправда. Вы снова лжете. Это дорогие друзья, стимас коллеги, я вас прошу очень много, научитесь уважать регламент и уважать друг друга. И по очереди, я дам возможность всем задать вопросы, выступать, показать свои реплики и так далее. Но только, пожалуйста, спокойно. Пожалуйста, Чири, Домну Комаров. Домну Пашидин, ну, значит, коллеги, значит, Домну Комаров, порогу мол, повтем, Домну Кожухарь. Да, deci eu am, pe scurt, 3 întrebări. Domnul Climenco, astăzi, pe acest teritoriu, sunt construcții sau oricare elemente care sunt incluse în valoarea de cost a clădirii sau a uzinei. Там действительно в советское время, когда строили этот объект, там сделали, благоустроили эту территорию, поставили фонтан, который не работает последние 20 лет. Domnul Climenco, răspundeți la întrebare, dați noi, stați, uitați-vă, sunt construcții care sunt incluse în costul uzinei. Нет, она, это... Эта территория не имеет никакого отношения. Я не ворбез де территорию, я ворбез элементы де конструкции, которые суть косту. Неправда, там проходят конструкции и сети этого предприятия. Сети предприятия заканчиваются возле забора предприятия. Вам надо знать, господин Комаров, вы же у нас все знаете. До забора. Не надо на реэкзаменаре. Deci dumneavoastră nu cunoașteți liniște, vă rog. Următoarea întrebare. Da, dumneavoastră nu cunoașteți răspuns la întrebare. Нету там никаких их законных прав, никаких нет на этой площадке. Altă întrebare. Spuneți, vă rog, care este codul zonal acestui teritoriu astăzi? Codul urbanistic. Это зона зеленых насаждений сегодня. Коду урбанистик, îl cunoașteți sau nu? A, cod, în смысле, nu знаю, какой там. Deci, bine, acestea au fost întrebări, mi-am ajuns, eu să am expunere după expunere. Acum e runda de întrebări, stimați colegi, vă rog mult, domnul Stase. Domnule președinte. După asta, domnul Comarov. Da. Deja am pierdut numărul dăților la care vă mulțumesc. Vă mulțumesc că ați făcut ordine, pentru că la etapa în care aici iarăși Consiliul Municipal se transforma iarăși într-un balagan între comuniști și cei care au fost implicați în furtul miliardului, noi am vrut să ieșim afară. Atâta timp cât ați făcut o leacă de ordine, am în mână exact proiectul de decizie, care, acum nu o să mă refer pe fond. Pe fond ați văzut ce se întâmplă aici. Un fel de razbor, că de fiecare dată asistăm aici la un fel de procese de intenții făcute asupra unor persoane, dar în speță, asupra unei instituții cu renume în Republica Moldova. Cunoaștem despre asta cu toții, uneori poate ne alimentăm de acolo cu anumite produse, dar nu pe fond, pe formă. Pe formă, acest proiect de decizie este pur și simplu lovit de orice validitate, ca să nu spun de nulitate. Deci nu poate fi admisă o asemenea decizie. O să vă uitați și dumneavoastră pe semnături. Unele au data, altele n-au data. Am căutat aici cu mare, mare atenție decizia, vă rog să-mi luați mâna de pe mine, decizia Comisiei de Resort. Știu care va fi răspunsul autorului acestui proiect de decizie. Că acolo ar fi existat conflict de interese. Iată că secretarul Consiliului ne-a demonstrat astăzi că cei în conflict de interese s-au retras. Sunt sigur că s-ar fi retras și din cazul comisiei, nu-i așa? Și atunci, închei pe formă. Această decizie este una forțată. Acest proiect de decizie este unul forțat. Pe fond, întrebare pertinentă venită de la colegul meu, Roman Cojocaru. Pertinentă, mi-a luat-o, eu nu știu dacă e avocat sau nu, dar aceeași întrebare era. Pentru că așa îi se poate întâmpla oricărui agent economic care are un imobil, în jurul acelui imobil are un spațiu și acel spațiu vine cineva și spune, dă să rup eu o bucată, și tu rămâi doar cu spațiul de sub acest imobil. Iată de ce. Platforma DA, în mod asumat, responsabil, nu va vota această decizie, inclusiv pentru faptul că nu vrea să participe la niciun fel de reglări cu care deja am fost obișnuiți de atâta timp. Dacă are cineva niște suspiciuni, să meargă la procuratură. Îi deschisă ușile, mai ales în ultima perioadă de timp. Sunt deschise ușile la procuratură, la Ministerul de Interne, vă spun eu, sunt niște băieți foarte, foarte buni și acolo pot să examineze. Dar aici, în Consiliul Municipal, vă rog să încetăm cu procesele de intenții. Și în această speță și în altele. Vă îndemn să încetăm cu acest și să ne exprimăm. Fiecare, m-aș bucura să văd decizia asumată a fiecărei fracțiuni și să încetăm cu asemenea practici. Nu poate un proiect de decizie afectat și sub aspectul formei și sub aspectul fondului să fie prezentat în această comunitate a noastră de consilieri. Eu o să vă întreb și pe domnul Ceban, care au fost raționamentele? Oportunitate, da, dar această oportunitate trebuie să fie bazată pe legalitate, așa cum am insistat pe lângă domnul Chirtoacă și pe lângă domnul Botnarenco, atunci când au venit cu niște proiecte de decizii ceva mai înainte. De asta vă rog să încetăm, mai avem încă câteva decizii de aprobat și să terminăm cu balagan. Vă mulțumesc. Foarte succint, domnul Comarov. Întrebare. Премьер-министр Молдовы, значит, премьер-министр Молдовы заявил об увеличении, необходимости увеличения бизнеса и увеличения рабочих мест, в том числе для возвращения диаспоры. Одна из успешных фабрик, которая работает у нас в стране, это Виорика Косметик. Отвечаю Энтрибаре. Значит, специально для Шора, которые считают, что они все знают. Градирни. Если сегодня градирни забрать у энергетики, вся энергетика у нас остановится. Градирни это не бассейны, а это система охлаждения. Без системы охлаждения нельзя. Значит, там место, где говорят, значит, проходят, есть эти не бассейны, эти градирни, которые при увеличении нагрузки должны быть очень востребованы, конструкции сделаны. В данной категории проходят сети, и это указано все в кадастре. Поэтому сегодня, если мы хотим загубить фабрику существующую и так далее, убрать количество работающих мест и покупать дорогую французскую косметику, то Клименко говорит совершенно правильно. Если мы хотим, чтобы страна развивалась, а не рушить уже созданное, то надо срочно выдавать негатив и голосовать. Спасибо. Domnul Filiman. Eu am fost aici citat către domnul consilier Năstase că războrchi între comuniști și... De ce eu vreau la microfon, domnul Năstase, să-și verifice dacă are o altă poziție și să nu se greșească, că e gândul prea... S-a greșit. Nu a greșit cu nimic. Nu? Băvșih, dar motivați. Băvșih ne băvaiet, mai ales când e vorba de comunism. Stimați colegi. Ca să fie... Deci vorbesc aici despre PSRM, comuniștii din PSRM. E bine așa? Mulțumesc. Stimați colegi. Domnul Năstase. Вы, наверное, тоже были пионером. Vă rog, domnul Cornel. Întrebare, domnul Pâine. Vreau să mai expun, dacă nu mai sunt întrebări. Stimați colegi, întrebări mai sunt? Atunci trecem la expunerile lor de cuvânt. Vă rog, domnul Pâine. Valeriu Ivanov, спасибо. Domnule Climenco. Lor de cuvânt. Как же у меня вопрос не задал? Нет, нет, это не вопрос, уже выступление. Ну, eu nu am întrebări. Eu vreau doar să mai expun. Господа социалисты, я был уверен, что будет именно так. Наши телезрители, кишиневцы оценят, что вы разрушаете и что вы созидаете. Спасибо, Валерий Иванович. Пожалуйста, domnul Pâinte. Domnule Climenco, это dumneavoastră aveți deja vreo 20 de ani de când vă plimbați prin Consiliul Municipal. Subliniez, anume vă plimbați. Și în acești 20 de ani, așa și nu v-ați învățat să faceți un proiect decizie ca lumea. Una la mână că planul lotului care este anexat la proiectul de decizie nu are nicio semnătură a Direcției Arhitectură și Urbanism. Și doi la mână că la proiectul de decizie lipsește și nota informativă. Este un fel de пояснительная записка. Din 4 propoziții. Nu, domn Climenco, dar 4 propoziții, asta este nivelul dumneavoastră pentru a da o notă informativă. Dar venind încoace în Consiliul Municipal, solicitând votul meu și a altor colegi, chiar așa era de greu, pentru că așa prevede regulamentul, să faceți această пояснительная записка ca notă informativă și să o dați în limba română? În 20 de ani de activitate. Domn Climenco, asta este o lipsă de stimă și respect. Și, în primul rând, din acest lucru nu vă voi vota acest proiect decizie. Dar, ca concluzie, vreau să vă spun că domnul Climenco nici nu are ca scop ca acest proiect decizie astăzi să fie votat. Și Chișinău să aibă un scoar, cu toate că nu văd de unde acolo. Scopul lui este de a mai ieși încă o dată și a face valuri pe un anumit subiect și a vorbi despre o persoană cu care el are ceva. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Noi avem pe ordine de zi un șir de întrebări. Нет, вы сказали свое, мы каждого уважаем. Не, ну я имею право, когда плачу. Пока мы писали пояснительная записка, Молдова была цветущим садом. Когда начали писать нота информатив, мы оказались, то, извини меня, не буду публично говорить, в которой оказались. Domnul președinte, eu propun să fie pusă la vot întrebarea că asta deja este într-adevăr care mai mult știe limba și limba. E clar, e clar. Stimați colegi, în limba rusă este așa un proverb. Горбатова могила исправит. Asta este despre domnul Climenco. Mulțumesc. Terminăm cu discuții. La vot, vă rog, insist. Se propune. Domnul președinte. Da. Eu totuși am cerut când am pus întrebări, dar doar cu permisiunea colegilor, dacă pot spun o singură întrebare directorului de la instituția vizată. Da, cred că se permite, poftim. Da. Spuneți, vă rog, dacă aveți un plan de dezvoltare a întreprinderii și dacă este vizat cumva acest teren și care sunt planurile asupra acestui teren? Da, sigur că avem un plan de dezvoltare. S-a menționat în sală că acest bazin despre care noi vorbim este parte componentă a sistemului de răcire. El acum e defectat și noi urmează să-l reparăm, pentru că gradirea noastră, care este acum la moment, este într-o stare defectuoasă. Ea urmează scadă și noi trebuie să găsim soluții tehnice ca să provizionăm producerea cu sistemul de răcire. Și foarte scurt, ok, și foarte scurt o întrebare, dacă astăzi pe teritoriul acestui scoar au acces persoanele străine pentru a se plimba, pentru a se... Da, sigur, acolo chișinăuienii au acces liber de a intra și plus la asta este îngrijit acest teritoriu. Bine, colegi, da, deci expunerea, foarte pe scurt, că deja mult a fost anunțat, în primul rând, din punctul de vedere a legalității și pregătirii acestui proiect de decizie, domnul Pântea a menționat foarte bine că probabil că, într-adevăr, domnul Climenco nici nu este scopul ca să fie votat această decizie, dar, într-adevăr, noi deja de 2 ani asistăm la niște reglări de conturi. Fracțiunea PAS nu va participa la vot, deoarece, în primul rând, noi înțelegem că este o decizie foarte nepregătită și, doi, nu am primit niciun răspuns de la domnul Climenco la întrebările pe care le-am pus, ca noi să știm că votând noi astăzi această decizie, nu ne pomenim cu niște procese de judecată, în care nici nu vom putea mai avea acolo scoar sau spații verzi. De ce noi nu suntem gata să ne expunem pe acest proiect de decizie, de ce nici nu vom participa la vot. Vă mulțumesc. Eu rog să supuneți votul. Stimați colegi, a parvenit propunerea de a supune votului proiectul de decizie privind formarea bunului imobil din strada Mesager 1. Cine este pentru a susține acest proiect, rog să votați. PSRM. 19 voturi, având în vedere că 3 persoane sunt în conflict de interese cu întrebarea dată, vor participa la vot numai 19 consilieri din fracțiune PSRM care sunt împotrivă. Vă mulțumesc. Platforma, da, deja s-a expus. Încă ceva aveți de adăugat, domnul Năstase? Deci, platforma, da, în mod cât se poate responsabil și asumat, votează împotriva acestui proiect, mai ales având în vedere argumentele care au parvenit după ieșirea mea la tribună. Am însă o rugăminte către acest Consiliu. Să nu mai permitem nimănui, și în primul rând domnului Climenco, să mai ofenseze state ca statele baltice, pe care le-a ofensat până acum, dar cred că deja întrece măsura când ofensează și statul Republica Moldova prin ieșirile pe care le are. Domnule Climenco, cred că datorați niște scuze tuturor cetățenilor Chișinăului, dar și a întregii Moldova pentru... Pentru ceea ce face domnul Climenco. Platforma ta, 11 voturi împotrivă. Da, vă mulțumesc. PAS s-a expus deja. 11, cer scuze, câți Nu. 5 abțineri. Sau 5 nu participă, da, la vot. Vă mulțumesc. Pele? Nu este. Pun? Împotrivă. Pecerime? Împotrivă. Domnul Bunescu? Abținere. Domnul Nedelea absent. Pedime abținere. Partidul politic Șor? Partia Șor и дальше будет защищать парки и скверы. 2 pentru. 2 pentru. Господа, мы со всеми этими безобразиями вынуждены обращаться к президенту страны, чтобы она наконец-то навела порядок в этом беспределе. Я к Санду отношусь соответствующим образом, но я вынужден обратиться к президенту. То, что вы творите, партия социалистов, это противоречит интересам Республики Молдова и жителям города. Stimați colegi, cu 32 de voturi împotrivă, proiectul de decizie nu a acumulat numărul necesar de voturi. Vă mulțumesc. Trecem la următorul subiect. Можно я молчал? После того, как решение принято, я имею право на реплику, потому что здесь звучали, вновь звучали какие-то вещи в мой адрес. Я хочу обратить внимание, что первое, есть бизнес, который принадлежит моей семье, но это не тот бизнес, значит, к которому относится Виорика. Виорика принадлежит компании, в которой 90 тысяч акционеров. Это единственное из приватизационных институтов, который остался, который развивается, который увеличивает цену своих акций, который объявит в этом году, значит, о истинной цене этих акций. Это первое. Значит, второе. Значит, я еще раз обращаю внимание, уважаемые коллеги, есть среди нас очень талантливые люди. Они талантливы, значит, в частности, с точки зрения артистизма. Возможно, они могут заниматься исторической наукой. Значит, но за то время, что они находились в Совете, с 1999 по 2011 год, у такси Сервичи, о котором так беспокоятся эти люди, отобрали часть активов. Тогда 100% это предприятие принадлежало муниципию. Все, что вдоль улицы Миссаджер, было продано за бесценок. Где были эти люди? Но зато они успешно себе под видом общественных организаций отрезали куски городской земли в парке, возле цирка, больше 2 гектаров. Мы всего не знаем. Ни одного проекта решения, значит, в пользу города я за 2 года не увидел, который подготовлен, значит, товарищем Клименко. Мне несколько жаль вас, значит, господин Клименко. Почему? Потому что вы, с моей точки зрения, достаточно неплохие, плодотворные, они могли быть годы жизни, тратите на разборки со мной. Я вам предлагаю тратить свою энергию, значит, на что-то полезное для города. И если вы, уважаемые коллеги, не возражаете, для того, чтобы мы экономили время, мы подготовим проект решения по внесению изменений в регламент, в соответствии с которым мы предложим, чтобы все выступления, значит, были в конце заседания. Спасибо. Мы тратим очень много времени. Спасибо. Спасибо. Да, Домна Кожухарь. Да, Валерий Иванович, вам тоже дам слово. Хотите слово? Domnul secretar, eu o rugăminte și o adresare către toți colegii. Haideți să respectăm regulamentul și cât e de corect că noi deja nu știu câtă oară unei agenții economici să-și facă publicitate aici în Consiliu. Eu la fel reprezint un agent economic care și întreprindere de stat. Dar eu ieri, spre exemplu, nu mi-am permis să ies să spun niște servicii pe care le prestează acest agent economic în defavoarea altui agent economic care era dezbătut. Domnul secretar, eu vă rog frumos, cu tot respectul domnul Chirtoacă, dar domnul secretar, vă rog frumos să luați la evidență, să vedeți dacă a respectat domnul Chirtoacă tocmai astăzi regulamentul, făcând publicitate la un agent economic astăzi aici în sală. Eu vă mulțumesc, domnul Cojuhar. Eu deja am spus și încă o dată vă rog, stimați colegi, dați să stimăm regulamentul, cel care este. Dacă sunt careva neclarități, poftim, ne clarificăm, dar să ne stimăm unul pe altul și regulamentul. Валерий Иванович, очень кратко. Очень коротко. Роман, можно я? Eu atunci la plecare ședință, o să am un discurs în față și o să pomenesc cu un agent economic. Так, Барон, Валерий Иванович. Уважаемые коллеги, Линиште. Я на заседаниях муниципального совета говорю об очень простых вещах. Исчезло 8 800 000 лей, которые в соответствии с постановлением прокуратуры антикоррупционной должны были попасть в муниципальный бюджет. Я об этом говорю. Из муниципального бюджета ушло 2,2 миллиона лей на оплату муниципальной земли. Я об этом говорю. Фирма, которая находится в системе управления собственности господина Чиртока, сдает в аренду государственную землю. Я об этом говорю. А мне говорят, а ты там где-то, ты якобы где-то приватизировал 2 гектара земли, которых я в глаза не видел. То есть, понимаете, я говорю аргументами, конкретные вещи, которые общеизвестны, никто их не отрицает. А мои оппоненты подобным образом защищаются. Тетя Маша сказала, господин Чиртока, потом будете делать то, что вы делаете. Кстати, по вашей Виорике, у меня вот такая... Валерий Иванович, дому Клименко. Валерий Иванович, дому Клименко, вы сказали, что все материалы в суде. Правильно? Правильно. Вы так... Так давайте, Валерий Иванович, давайте будем экономить. Будет доказывать. Все, давайте будем экономить время сейчас. Чтобы коллеги видели, понимали. Я всегда апеллирую аргументами, фактами. А эти... Валерий Иванович, при всем уважении к вам... Все, Валерий Иванович, при всем уважении. Ну, я прошу извинить. Не я начинал, значит, не я, значит, превратил в балаган часть заседания муниципального совета. Я думаю, что к этому причастен не только господин Клименко, но и часть наших коллег, которые его стимулируют к этому. Значит, я говорил уже, что возможности демагогии беспредельны. Значит, и многие люди пользуются этими своими талантами. В этом плане господин Клименко, конечно, очень талантливый человек. Значит, он, наконец оказался в партии, который продал свое там движение за какие-то деньги, очевидно, которые только этим и пользуются. Украли деньги, на маленькую часть покупают избирателей, покупают своих, наверное, советников. Значит, и дальше продолжают этим пользоваться. Клименко говорит о 8 миллионах, которые якобы, значит, должны попасть куда-то. Этим самым он абсолютно не уважает людей, которые слушают его речи. Он рассчитывает на то, что эти люди лохи, что они в этом не разбираются, и он их этим загрузит. На самом деле, имущество предприятий не может быть отделено. Не могут быть перечислены часть денег, полученные за продажу имущества предприятия акционерам. И Клименко это прекрасно знает. Потому что, когда вчера голосовали вопросы по АП-каналу, он же не ставил этот вопрос. Он это знает. Но в очередной раз обманывает людей. Я считаю, что вот эти разборки со стороны Клименко на заседании муниципального совета надо прекратить. Спасибо, Василий Иванович. Stimați colegi, trecem la subiectul numărul 18 de pe ordine de zi. Despre operare de modificări. Читайте постановление антикоррупционной прокуратуры, где должны быть эти 8,8 миллиона. Это не я. Это не я, это прокурор говорит. Da, vă mulțumesc. Poftim, domnul Mihalache. Bună ziua, stimați consilieri. Permiteți. Inscripții protocolare, domn secretar. E posibil ca de la următoarea ședință a Consiliului Municipal în sală să fie prezent un medic, de dorit psihiatru și un narcolog. Și fiecare consilier să fie verificat la intrare dacă e adecvat sau nu. Da, domnul Pâinte, vă mulțumesc. Poftim, domnul Mihalache. Bună ziua, stimați consilieri. Prezint atenției dumneavoastră proiectul de decizie cu privire la modificarea contractului de finanțare semnat între Primăria Municipiului Chișinău și Banca Europeană de Investiții Acest proiect de decizie este necesar pentru a aduce în conformitate cei termeni de executare a obligațiilor contractuale asumate în scopul realizării reparației capitale a 6 străzi din municipiul Chișinău. La ora actuală suntem la faza de inițiere a procedurilor de reparație a străzilor Alexandru cel Bun, Tighina și 31 august. Reșind de faptul că din negocierile purtate cu banca și discuțiile avute cu această instituție, la ora actuală Direcția Transport, unitatea de implementare a proiectelor angajată de către BERD, a finalizat procedura de licitare a serviciilor de reparație capitală a străzii 31 august, Tighina și Alexandru cel Bun. A survenit necesitatea de a aduce acele modificări și clarificări în raporturile dintre Primăria Municipiului Chișinău și Banca Europeană de Investiții. În acest scop au fost negociate cu banca scrisorile și cu privire la amendamentele care sunt necesare a fi introduse în contractele asumate între municipalitate și bancă, reieșind de faptul că anterior termenii de executare a contractului era data de 1 noiembrie 2017, ulterior au fost prelungite până la data de 31 decembrie 2020, au fost negociate și primite agrementele necesare de la bancă cu privire la prelungirea contractului și introducerea modificărilor în acest contract în următorul mod sau cu următoarele date. La fel, rog să acceptați inclusiv încă un amendament din partea autorului, reieșind din faptul că Banca Europeană de Investiții n-a reușit să introducă în sistemul lor de coordonări și avizări a unei modificări în conformitate cu acea propunere care a fost prezentată dumneavoastră. Propun la punctul... Când o să trecem la amendamente, o să propuneți. Da. Am înțeles că este amendament. Vă rog, întrebări. Господин директор, у меня вопрос следующего характера. Я регулярно получаю вопросы жителей Кишинева. Вот пакет 2, который есть по поводу ремонта Тигина и в особенности 31 августа. Насколько я понял, по вашим словам, тендер уже был проведен. Мы закончили процедуру рассмотрения тех предложений, которые были по тендеру. Сейчас мы на этапе завершения анализа всех предложений, которые были, и уже будем заканчивать процесс рассмотрения и будем информировать тех компаний, которые выиграли в этом тендере. Я понимаю о том, что есть предусмотрена законодательством возможность опротестования тот, кто не согласен с результатами этого тендера, но как вы считаете юридически, когда вы сможете заключить договор и когда компания-победитель сможет начать наконец-то этот ремонт? Я вам могу сказать, что процедура тендера была проведена через инструмент, который имеет Банка Europeană de Dezvoltare, BERD. Это не через нашу национальную систему закупки и услуг, и в этом случае не предусмотрена возможность опротестования или какие-то еще процедуры. То есть когда будет договор? Мы ждем, чтобы договор сможем заключить к концу нынешнего месяца. И, то есть до конца ноября договор будет заключен. А когда компания сможет физически приступить к работе? Также этот договор по выполнению работ, он рассматривается и он исполняется согласно требованиям ФИДИК красного типа, и в нем указаны температурные разрешения. Технологический процесс, да, должен быть соблюден. Господин директор, после заключения договора, когда будут утрясены все юридические вопросы, я вас очень прошу, и ваше управление, и примария, и господину секретарю протокольное поручение, уведомите кишиневцев о том, что договор заключен, и там время, это, я не знаю, это апрель, март и так далее, когда позволят климатические условия, о том, что ремонт этих улиц будет начат. Я вам реально говорю, мы получаем огромное количество жалоб, замечаний уже сколько лет, там, особенно вот последние 2 года этот проект, жители думают, что он просто заморозился и никак не двигается. Спасибо. И вам спасибо. Да. Domnule raportor, am văzut aici o modificare referitor la loturi divizate pe proceduri de licitație, dar un grafic de efectuare a lucrărilor. Noi suntem în întârziere, după cum a spus și colegul, când finalizăm lucrările. Graficul de executare, dacă observați în textul deciziei Consiliului Municipal, este specificat că prelungirea urmează să fie aprobată până la, pentru finalizarea lucrărilor, până la data 30 noiembrie 2023, cu permisiunea. Noi am propus 2024 și o să vă explic la amendamente de ce. În principiu, finalizarea lucrărilor o să fie la finele anului 2023. Pe toate cele trei loturi rămase. A fost luată decizia de comun cu băncile finanțatoare de a expune străzi respective în loturi separate pentru a avea posibilitatea încadrării concomitentă a antreprenorului în toate trei obiective de executare a lucrărilor. La ziua de azi, câți ani noi suntem în întârziere? După cum ați văzut, noi am semnat, primăria a semnat contractul în 2012, astăzi noi suntem în 2021. Aveți cumva, presupun eu, n-am văzut contractul, suportăm careva penalități? Nu suportăm penalități și plătim dobânzi sau avem cheltuieli de deservire acestui credit doar în suma mijloacelor bănești trase și valorificate. Atât? Mulțumesc. Da. Stimați colegi, mai sunt întrebări? Nu. Îmi permite să supun votului ca bază proiectul de decizie despre operare de modificări în contractul de finanțare FIN 81.429, separis numărul 20.11.04.48, semnat între Primăria Municipiului Chișinău și Banca Europeană de Investiții la 21 septembrie 2012 și în decizia numărul 3/5 din 02.04.2013. Cine este pentru? Împotrivă. S-a abținut. Vă rog, PSRM. 18 pentru platforma, da. 11 pentru. 11 pentru. Pas. 4 pentru. Pele. Nu-i. Pom. Nu-i. PCRM. Pentru. Domnul Bunescu. Pentru. Domnul Nedelea Nui, PDM pentru și Partidul Politic Șor, 1 pentru. Mulțumesc frumos. Nu, stați. Cu 37 de voturi, proiectul de decizie a fost votat ca bază. Vă rog amendamentul. Stimați consilieri, vreau să anunț că au fost solicitate către Banca Europeană de Investiții acceptarea unui amendament de prelungire a termenului de finalizare. Și vă spun, adică urmează să vă comunic că acest termen urma să fie și este propus prin prisma ideii de supraveghere a proiectului sau lucrărilor executate pe perioada de garanție de un an de zile care a fost agreată în cadrul procedurii de achiziție. Banca ne-a informat despre faptul că nu este gata la moment să se expună oficial prin scrisoare confirmativă semnată de către bordul băncii și în condițiile date ne-au solicitat să le acceptăm conform demersului și solicitării de modificare care a fost prezentată anterior. Astfel, reieșind din aceste solicitări a băncii, propunem acceptarea amendamentului de modificare la punctul 1.1 la data de 31 decembrie 2024 cu sintagma 30 noiembrie 2023, la punctul 1.3 sintagma de 31 decembrie 2024 cu sintagma 30 noiembrie 2023 și la punctul 1.4 sintagma 31 decembrie 2024 cu sintagma 31 decembrie 2023. Stimați colegi, careva neclarități? Nu? Supun votului amendamentul vociferat. Cine este pentru? Împotrivă? S-a abținut? PSRM? 18 pentru platforma, da. 10 pentru pas. 4 pentru Pele. Noi pun pentru. PCRM pentru. Domnul Bunescu pentru. PDM pentru și Partidul Politic Șor pentru. Cu 37 de voturi amendamentul a fost susținut. Careva amendamente mai sunt? Nu? Supun votului proiectul de decizii în întregime. Cine este pentru? Împotrivă? S-a abținut? PSRM? 18 pentru, platforma da? 10 pentru, PAS? 4 pentru, PL? Pun? Pentru, PCRM? Pentru, domnul Bunescu? Domnul Bunescu. Nu-i. PDM pentru și Partidul Politic Șor pentru. Stimați colegi, cu 36 de voturi, proiectul de decizie a fost aprobat în întregime. Vă mulțumim, domnul Mihalache. Mulțumim, stimați consilierul. Da, și invit la microfon pe domnul Pavel Rusu, pretorul sectorului centru, pentru a ne informa referitor la executarea decizii CMC din 13-13 din 04-08-2020 cu privire la demontarea barierelor și limitatoarelor de acces de pe străzile municipiului Chișinău, demontarea porții instalate ilegal pe teren municipal, strada Metropolit Varlam 74, demontarea gardului din strada Izmail 84, etc. Vă rog, domnul pretor. Bună ziua, stimați consilieri. Vă prezint nota informativă cu privire la executarea deciziei CMC cu la demontarea barierelor și limitatoarelor de acces pe străzi sectorului centru municipiului Chișinău. Inițiată la inițiativa domnului Tiesa, consilier municipal, platforma da. Păi, este în nota informativă, domnul președinte, este da, evident, da. Este și în... Decizia cu privire a fost adoptată la data de 4 august 2020. Punctul 1.4 al prezentei decizii, care a fost votată în anul 2020, prevede evacuarea ghiretelor în termen de până la 30.09.2020, în cazul în care agentul economic proprietarul de bariere și limitatoare de acces nu se va conforma prevederilor prezentei decizii, pretorul urmează să le demonteze. Lista integrală a barierelor, vă prezentăm, care era la momentul dat. Avem 24 de bariere, dintre care 9 au fost demontate cu forțele pretorii sectorului centru. Celelalte bariere au acte permisive la instalarea acestora, inclusiv permisul Direcției Generale de Transport Public și Telecomunicare și dispun de acte permisive coordonate cu Direcția Generală Arhitectură Urbanism și Relații Funciare. Multe de ele se află pe proprietate privată. La fel este lista următoare. Este lista barierelor care au fost demolate și demontate de către pretorii sectorului centru. La fel au fost demolate de către pretorii 8 bare, instalații teren proprietate privată 1, pe teren gestiune economică 2, instalații teren în arendă, aflat în arendă 1, dispun de acte permisive 11, demontate blocaje și blocări 97 de unități. Noi vorbim de perioada anul 2020 până la 30 septembrie. Ne cădem la faptul că a fost emisă decizia Consiliului Municipal de către pretura sectorului centru, a fost emisă anterior, încă luna februarie anul 2020, dispoziția cu privire la demontarea și demolarea instalațiilor provizorii, bare de limitare a acceselor, blocuri de beton, blocaje și așa mai departe. Această dispoziție se execută și până la ziua de astăzi, deci intervenim în locurile unde sunt instalate blocaje și bare de limitare prin evacuarea acestor dacă sunt instalate în mod neautorizat. La fel vreau să menționez că în anul 2021 au fost evacuate în baza acestei dispoziții, au fost evacuate și demontate 93 de panouri publicitare mari, 5 îngrădiri, 2 pereți capitali, 2 piloni capitali, 5 garaje metalice, o parcare la care au fost cheltuiți aproximativ 500.000 de lei. Aici sunt indicate câteva adrese unde întâlnim pretura sectorului centru privind demontarea barelor de limitare. Ișciu Cârliei, Bulevard Ștefan cel Mare 64, Bulevard Ștefan cel Mare și Sfânt 128, demontarea barei de limitare la Izmail 33, Izmail 33 din nou, Ciocârliei 19, demontarea blocajului de acces. Am avut mai multe și le avem și la ziua de azi, nu vreau să neg faptul, că sunt și le instalează cetățenii, intervenim într-o demontare acestora. Panouri publicitare. Deja. Ciuflea 5, Lefkacinski, Grenoble, Ialoveni 100, aici ne oprim, la Metropolie Varlam 74. Deci în strada Metropolie Varlam 74 este o curte comună, unde convențuiesc, să spunem așa, și activează mai mulți coproprietari. Chiar 2 zile în urmă am avut o ședință comună la care a participat și domnul consilier Tiesa și un domn a fost tot la Sergiu, da. Din partea platformei, da. De comun cu pretura sectorului centru au fost adunați și toți locatarii din curtea respectivă, la care până la urmă s-a ajuns la o concluzie ca aceste porți până când, la moment, să nu fie demontate. Necătând la faptul că ele au fost demontate în luna, în baza dispoziției prietelor sectorului centru, aceste porți au fost demontate, însă locatarii le-au instalat înapoi. Tot aceleași porți, fiindcă noi le demontăm, nu avem dreptul să luăm proprietatea cetățeanului, noi le-am dat cetățeanul înapoi, porțile au fost scoase, avem și poze cum au fost ele demontate, dați vă rog mai departe. Necătând la faptul că am avut și deciziile instanței de judecătorești referitor la neexecutarea demolării acestei porți. Între interpelarea platformei DA, CMC, privind poarta din strada Metropolit Varlam 74, demontarea acesteia. Este indicat, domn președinte, tot. Poftim? Păi evident, la solicitarea locatarilor. Și dispoziția a fost emisă anume în baza demersului făcut de consilierul municipal, domnul Tiesa, și a locatarilor și a de întreprinderii municipale de gestionare a fondurilor locative. La ultima ședință, care a avut loc 2 zile în urmă, s-a convenit că toți locatarii au căzut de acord ca poarta să nu fie scoasă, din considerent fiindcă a fost desemnat un cetățean proprietar din curtea dată, care le va confecționa câte o telecomandă la fiecare, astfel încât fiecare proprietar din curtea dată să poată să aibă acces în curte. Deoarece, dacă scoatem porțile, atunci acces în curtea dată va avea, practic, dreptul fiecare cetățean, inclusiv fiecare din dumneavoastră. Și inclusiv blocând accesul în această curte. Deci am convenit, rămâne ca noi această săptămână și săptămâna viitoare deja să primească fiecare locatar câte o telecomandă, astfel încât să vedem cum derulează evenimentele mai departe. Atât? La Varlam, da. Atât? Sigur. Da. Deci în strada Izmail 84, Lev Tolstoi 63, la fel am avut o ședință comună cu locatarii. Este vorba de demontarea unui gard care a fost instalat de companie de construcție care a construit un bloc locativ în preajmă, Lev Tolstoi 63. La fel, la această ședință s-a convenit că gardul va fi demontat, necătând la faptul că a fost demontat deja odată, în anul 2018 a fost emisă dispoziția prietelor privire la demontarea acestui gard. Acest gard a fost demontat, ulterior, peste 2 ani de zile, acest gard a fost instalat din nou și la ședința cu 2 zile urmă care a avut loc din nou cu reprezentanții blocurilor locative și cu consilierii municipali de la platforma DA, am convenit că acest gard va fi demontat, însă noi vom interveni referitor la restricționarea transportului în curțile date. Deci aici va fi necesar să implicăm Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicare, astfel încât să elaborăm o schemă a fluxului de transport în curtea dată, ținând cont de faptul că este în zona ultracentrală a orașului și fluxul de transport este foarte mare și acces are oricare. Atât? Atât. Vă mulțumesc, domnul Pretor. Poftim întrebări. Da, domnule Pretor, vreau să anunț că aici în sală este unul din locatarii din strada Varlam 74, care chiar ieri s-a confruntat iarăși. Chiar dacă am ajuns parcă la o înțelegere a mea de la acolo, iarăși impedimente, blocaje și restricționări, trist este acest lucru și aceste acțiuni mă fac să cred că cei locatari care blochează accesul în curte nu se vor conforma așa cum am convenit cu toții de comun acord. De aceea rog să țineți la control și în cazul în care spre finele săptămânii următoare nu se vor conforma așa cum am convenit cu toții, au convenit ei de fapt cu toții, să intervenim și să scoatem poarta, dar nu așa cum s-a făcut atunci data precedentă, cu încălcări, chiar dacă regulamentul spune că s-a eliberat prescripția pretorului în cazul în care nu se conformează. Pretura sau angajații preturii sunt obligați să demonteze forțat cu evacuarea la depozitul și achitarea cheltuielilor pentru aceste intervenții. Ceea ce nu s-a făcut, poarta s-a demontat, s-a făcut poze ca peste jumătate de oră poarta stea înapoi la loc. Asta mi se pare o atârnare neserioasă și irosirea banului public în zadar, pur și simplu pentru a face poză și a raporta. Domnul director. Nu este cam așa, deci dispoziția a fost emisă conform tuturor actelor premergătoare, deci este vorba pentru a emite o dispoziție, este necesar de a întocmi un dosar administrativ care prevede o procedură legală. Cei ce au întreprins întreprinderea municipală servicii locative din sectorul centru care a demontat această poartă, ei au demontat-o, dar a fost la fața locului stăpânul acestei porți, care a insistat ca porțile să rămână pe loc. Dumneavoastră ați fost și alaltăieri martor ocular, care stăpânul acestei porți m-a învinuit, adică am învinuit pretura sectorul centru, ca să întoarcem dispozitivele care închid și deschid această poartă, care au fost evacuate de noi. Da. Domnul Pretor, da, vă mulțumesc foarte mult. Noi să ținem cont de mai departe, noi să gestionăm mai departe, să vedem și să terminăm, doamna. A fost propunere concretă, domnul Pretor, da, și eu cred că trebuie să fie executată. Vă rog, domnul Stas. Doamna este aici, cred că trebuie dusă la bun sfârșit, da, tot ce ați început dumneavoastră. Legat de acest caz pe care îl pomeniți de mai multe ori, cu acel stăpân, cum îi spuneți dumneavoastră, au trecut timpuri de când cineva este stăpân, mai ales pe proprietăți publice. Nu este... O proprietate publică nu poate fi feuda nimănui. Chiar dacă acel domn a înjurat de toți sfinții platforma Demnitate și Adevăr, noi vă spunem că faceți bine ceea ce faceți, pentru că pe lângă înlăturarea acestor obstacole, și aici trebuie să ținem foarte mult cont de accesul ambulanței, a pompierilor și așa mai departe, este bine să îngrădim proprietățile, și publică și privată, de orice boschetar și oricare elemente care ar face acolo rău. Iată de ce abordarea dumneavoastră este una corectă, este una înțeleaptă, este una solomonică și o încurajăm. Să-i transmiteți acelui domn că platforma ta, indiferent de cine este vorba, va sluji intereselor chișinăuienilor, oricât de mult ori îndrăzni unii sau alții să ne înjure. Doi, vă întreb, sunteți satisfăcuți de îndeplinirea acestei decizii din februarie 2020 elaborate de către platforma Demnitate și Adevăr la momentul actual sau nu? Sau se putea și mai mult? Nu, el se putea și se poate și mai mult. Vă întreb asta pentru că... Eu vreau să menționez faptul, domnul președinte, referitor la faptul că nimeni nu este scutit și nu putem noi duce evidența zilnică și pe ore și pe minute privitor la instalarea unor blocaje de către cetățeni. Asta este situația, intervenim, evident că dacă vedem că se instalează, atunci intervenim la moment, în caz contrar avem o blocare, ținând cont de faptul că permisiune când se instalează el nu are, însă pentru a demonta această bară care el a instalat-o ilegal, este nevoie de o procedură administrativă. Mulțumesc, mulțumesc, mi-ați ridicat mingea la filiu, pentru că următoarea întrebare era care sunt obstacolele pe care le întâmpinați, pe lângă cele menționate, altele decât cele de ordin, dacă vreți, birocratic, pentru că trebuie să treacă niște formalități. Cât sprijin aveți din partea autorităților publice centrale întâi de toate, pentru că este vorba despre Ministerul de Interne și tuturor sale, cred că apelați și acolo. Doi, cât sprijin aveți din partea executivului primăriei, pentru că de acolo ar trebui să aveți niște sprijin. Este important să cunoaștem, pentru că acolo unde nu se vrea, trebuie să intervină. Fie că intervine Consiliul Municipal, fie că intervine prin niște petiții la organele competente altele din Consiliul Municipal. Vă rog să ne spuneți, ca mai apoi să vă întreb, sau vă pun și această întrebare, care au fost costurile de până în momentul de față și dacă au fost recuperate din contul celor care se fac vinovați de instalarea neautorizată, neregulamentară, ilegală a acestor bariere. Și în același context, dacă cunoașteți, dacă stăpâniți informația cu privire la câte acțiuni au fost înaintate în instanțele de judecată pe acest subiect. În primul rând, vreau să menționez faptul că avem o conlucrare fructuoasă cu Inspectoratul de Poliție Sector Centru, care ne asigură ordinea publică, anume în cazurile când este necesar ca să mențină ordinea publică privind demontarea și demolarea acestor construcții neautorizate, instalate în mod neautorizat. La fel de către Primăria Municipiului Chișinău avem tot sprijinul și a dumneavoastră, inclusiv prin aprobarea bugetelor, unde alocați surse financiare pentru astfel de acțiuni. Ceea ce ține de surse financiare alocate, deci eu v-am arătat, deci anul acesta m-am avut numai la demontări de genul panouri publicitare și bariere instalate în mod neautorizat, peste 500.000 de lei. Orice bănuț care este cheltuit, bani public, se recuperează prin citarea agentului economic care a înfăptuit actul ilegal, se menționează acest fapt atât în dispoziție, cât și ulterior ajungem până în instanță de judecată. Avem foarte multe acțiuni în instanță de judecată privind recuperarea mijloacelor financiare cheltuite la demolarea și demontarea acestor. Vreau să mă asigur că nici un ban din contul municipalității nu merge în vânt. Sigur. Pentru acțiuni ilegale ale unor particulari, fie că sunt persoane fizice sau juridice. Și dacă dumneavoastră ați umplut spațiul acolo cu lucruri care nu țineau de bariere, ci de alte lucruri, vă întreb și eu, profitând de faptul că sunteți aici la tribună, spuneți-mi, vă rog, una dintre cele două parcări gratuite pe care le-am deschis împreună cu Primăria Chișinău, în momentul în care eram ministru de interne. Funcționează sau nu? Și, bine, știind răspunsul, întrebarea mea este de ce nu funcționează în centrul capitalei o parcare gratuită, așa cum am deschis-o eu atunci? De ce în momentul de față? Care sunt impedimentele? Cine împiedică crearea unei parcări, punerea ei la dispoziție a orășenilor și a vizitatorilor orașelor, în condițiile în care capitala, doamna Ciobanu, suferă la acest capitol? Deci știți foarte bine, domnul consilier, că aceste parcări nu activează, ținând cont de faptul că aceste terenuri nu sunt proprietate municipală. Ceea ce ține de municipalitate, noi intervenim și identificăm soluții și locuri privind amenajarea și amplasarea parcărilor publice, inclusiv ceea ce s-a instalat recent, strada Ismail 27, la fel intenționăm să deschidem o parcare de peste 100 de locuri în preajma străzii Bulevardul Ștefan cel Mare și străzii Ismail. Totodată identificăm soluții și locuri privind amplasarea locurilor de parcare publice în orice zonă a sectorului. Mulțumesc! Domnule pretor, aduc la cunoștința dumneavoastră, după 2 ani de zile, că există un moratoriu. Pardon, e un memorandum semnat dintre Primăria Chișinău, semnat atunci de domnul Talmaș, dacă îmi amintesc eu bine, și Ministerul de Interne, pe baza căruia se puteau crea multe proiecte, indiferent de statutul acestei proprietăți. Dumneavoastră vă bazați pe faptul că nu este proprietate municipală. E adevărat, este proprietate de stat, este proprietate publică, dar dacă atunci se putea... De ce astăzi această proprietate este înferecată, este închisă cu porți din metal și nu este dat acces liber pentru orășeni. Ori acest lucru se poate face pe baza acelui memorandum de colaborare dintre Primăria Chișinău și Ministerul de Interne. Și la același capitol vă încurajez și pe dumneavoastră și voi solicita o informație primarului general, pentru că de aici pot solicita, de la Ministerul de Interne mai greu acum, dar voi solicita o informație cu privire la implementarea acestui memorandum semnat între Primăria Chișinău, care viza mai multe proiecte, inclusiv cele 2 proiecte de benzi reversibile de la Ciocana și de la Buiucani, care nu sunt puse în aplicare și nu de la dumneavoastră, ci de la ei o să cer să-mi spună de ce nu sunt puse în aplicare, și multe alte proiecte care ar fi putut, 1. Contribui la decongestionarea traficului în orașul Chișinău, la crearea mai multor parcări în orașul Chișinău, astfel încât să nu mai suferim fiecare dintre noi și cu toții atunci când avem dimineața, spre exemplu, să ducem niște copii la școală sau când avem de parcat o mașină sau alta atunci când avem de rezolvat niște probleme în oraș. De asta vă încurajez și pe dumneavoastră să citiți acest memorandum. Este bine ca și presa din Republica Moldova să se întoarcă acolo, să vadă oare ce prevedea acel memorandum și cam de ce oare, în timpuri bune sau rele, un memorandum semnat în interesul cetățenilor Republicii Moldova este ignorat. Și de cine este ignorat? Încurajez toată presa din Republica Moldova prezentă și neprezentă la această ședință să verifice cine este cel care pune obstacole implementării acestui memorandum. Că este CEBAN, că sunt autoritățile centrale. Ar fi bine să știm și noi, muritorii de rând. Mulțumesc! Stimați colegi, mai sunt întrebări? Nu. Vă mulțumesc. Da, vă rog. Întrebare, vă rog. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru invitația de azi la această ședință și vreau să dau o întrebare domnului pretor referitor la poarta instalată ilegal în strada Metropolit Varlam 74. Domnul pretor, spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră ați menționat că, conform dispoziției dumneavoastră, această poartă a fost demontată. Spuneți-mi, vă rog, aveți vreun act confirmativ, ori un proces verbal care să ne demonstreze nouă că ea într-adevăr a fost demontată? Da, există așa ceva, cu atât mai mult că există încă și dispozitivele care au fost luate și se păstrează la întreprinderea municipală sau servicii locative din sectorul centru, care nu au fost returnate. Spuneți-mi, vă rog, scoaterea din bălămăli acestei porți este oare o demontare? Numai scoatere din bălămăli, deoarece eu am aici fotografiat reprezentanții preturii sectorului centru, împreună cu poliția, care au venit la fața locului și uitați-vă cum au scos-o din bălămăli și au pus-o, au răzămat-o de pereții imobililor. Dar nici de cum n-a fost tăiată așa cum prevede procedura și așa cum am văzut eu astăzi aici, arătat pe panou, diferite mașini, instrumente, macarale, care, într-adevăr, au tăiat și demontat. Eu aici constat și împreună cu Ursul Vasile, care am fost în acea zi de 7 septembrie la fața locului, am constatat că a fost o bătaie de joc, dar nu demontare și nu așa cum spuneți dumneavoastră. Unul la mână, a doua. Da. Permiteți-mi, vă rog, a doua întrebare. Doamnă Pretor, spuneți-mi, vă rog, la interpelarea noastră și la discuția cu doamna viceprietora sectorului centru, cu jurista sectorului centru, dumneavoastră v-ați referit la o hotărâre de judecată, că nu puteți chipurile să demontați, precum că ar exista o hotărâre de judecată. Spuneți-mi, vă rog, care este acea hotărâre de judecată? Că noi, agenții economici din acea curte, nu cunoaștem despre acea hotărâre de judecată. Eu am să vă prezint, dumneavoastră personal, un copie hotărâre de judecată, atât a primei instanții până la Curtea de Apel. Domnule Pretor, este o rușine pentru acel domn care striga în gura mare, fost judecător, stimați cetățeni, stimat mult presă, vă rog să transmiteți acest mesaj, să strige în gura mare cu cere de asigurare acțiunii și pe alt litigiu. Nu are nimic cu partea aceea comună, strigă că este definitivă și revocabilă și trebuie toți conformează. Pe când jurista preturii sectorului centru a spus în felul următor: nu există niște hotărâri de judecată, nu există niciun motiv pentru a fi demontată acea poartă. Pur și simplu, domnul Prietor nu dorește să facă acest lucru. Asta eu am înțeles-o ca agent economic. Domnul Prietor, am o întrebare. Spuneți-mi, vă rog, chiar după ședința care a avut loc pe data de 2 noiembrie în curte, a doua zi eu vin la serviciu, să parchez, am avut ulterior necesitatea să ies din acea curte. La final am fost blocată. Ce am hotărât noi? La dumneavoastră v-ați convins, domnul Prietor, că nu doresc să accepte propunerea dumneavoastră, anume cei care încalcă legea. Ceilalți agenți economici, aveți la domnul Pricop toate semnăturile care într-adevăr doresc să facă ordine și să aducă la starea normală, lucrativă a tuturor coproprietarilor această curte din Marlam 74. V-ați convins de acest lucru, domnul Prietor, sau nu? Noi o să vedem până la săptămâna viitoare, finele săptămânii viitoare, monitorizăm situația în curtea dumneavoastră și luăm după aceea o decizie. Dacă dumneavoastră nu vă găsiți o limbă comună unii între alții, atunci noi o să demontăm această poartă definitiv deja. O să demontăm. Numai nu știu ce o să întâmple în această curte care va avea acces liber oricare din noi. Domnul Prietor, referitor la această intrare ilegală care dumneavoastră spuneți că o să intre fiecare din noi. Da. Domnule Prietor, dacă instituțiile statului ar fi lucrat timp de 10 ani de zile, noi de mult eram să fim legal, cu teren privatizat, cu imobilele noastre reconstruite, așa s-au făcut și dânsii. Dar acest lucru nu s-a întâmplat din cauza corupției care a existat și în pretură, și în primărie, și în poliție, și la Atcanal, și la Chișinău Gaz, și la Moldova Gaz, peste tot. Vă mulțumim, mult stimată doamnă. E clar și s-a vorbit deja, domnul Tiesa a ieșit cu propuneri concrete. În caz dacă nu se rezolvă, ce se va întreprinde din partea pretorii? Noi vă mulțumim, 3 minute au expirat, vă mulțumim mult. Stimați colegi, dați să ne sfătuim, noi la ordine de zi mai avem încă 4 informații. Ce propunere aveți? Și în același timp, deja e ora 1. Stimați colegi, este propunere ca aceste 4 subiecte să fie... Cer scuze, sunt 6 solicitări, informații. Este propunerea ca ele să fie transferate pentru ședințele următoare și cu aceasta să finalizăm ședința de astăzi. Se acceptă? Domn președinte, da. Întrebările înscris, dar întrebarea numărul 20, informație privind executarea decizii CMC din 621, rugăm să fie pusă a 3-a pe ordine de zi la ședința următoare. A 3-a pe ordine de zi la următoarea ședință. Fără schimbarea ei din loc în caz că apare ceva. 20. Alte propuneri? Alte propuneri? Nu sunt. Stimați colegi, domnule președinte, mai este o propunere, pentru că nu putem să facem așa cum vor socialiștii. Asta e, asta nu. Știți povestea cu Cireș. Asta este o propunere, domnule Stasiu, n-am insistat. Înțelegeți, domnul Cojocaru, că e echitabil ca tot ce a rămas neexaminat astăzi să fie examinat prioritar data viitoare, în ordinea în care au rămas. Au rămas 17, 18, 19 și cât au mai rămas din prima, a doua, a treia, a patra și a cincea. Se acceptă, domnule Stasiu. De la 3 în sus. În jos. Nu mai contează prea mult. Contează să existe echitabilitate față de cei care au cerut aceste informații. Mulțumesc. Și a doua chestiune, domnul Polecov, vă rog să... Polecov? Cum am uitat? Scuzați. Domnul Mocanu, scuze. Vă încurc cu domnul Polecov, tineri fiind amândoi. Domnul președinte, aș vrea să stabilim cu toții că următoarea ordine de zi să fie la sânge coordonată cu reprezentanții fracțiunilor, să nu ne mai pomenim cu prezența pe ordinea de zi a unor subiecte care nu au trecut de comisii, de direcții, de eventual de o consultare cu fracțiunile. Altfel o să avem același lucru cum l-am avut astăzi pe aceste proiecte discutate. Absolut de acord, domnul Năstase, asta am vrut să propun și eu. Stimați colegi, a parvenit propunerea ca subiectele care au rămas să fie transferate pentru ședința următoare. Cine este pentru, rog să votați. Împotrivă, s-a abținut, PSRM? 21 pentru, platforma da? 10 pentru, pas? Pas? Vă mulțumesc, PL, nu-i pun. Pentru. PCRM? Pentru. Domnul Bunescu? Este domnul Nidelea, nu e PDM. Pentru Partidul Politic Șor? Pentru. Stimați colegi, în baza articolului 20, noi trebuie să alegem o persoană care, în caz dacă va fi necesar, să semneze deciziile adoptate în cadrul ședinței de astăzi. Ce propuneți? Da, și cu asta și să închidem ședința, ca să fie un vot. Ce propunere aveți la candidatură? Domnul Pântea. Cine este pentru aceea ca domnul Pântea, în baza articolul 20, să fie desemnat ca persoană responsabilă? Rog să votăm și să închidem ședința. PSRM. PSRM 21 pentru. Platforma da. 10 pentru. Pas. 4 pentru. PL. Nu-i. Pun. Pentru. PCRM. Pentru. Domnul Bunescu. Domnul Nidele absent. PDM. Pentru. Partidul Politic Șor. Pentru. Stimați colegi, cu 40 de voturi, propunerea s-a acceptat. Îmi permiteți să vă mulțumesc tuturor pentru lucrare. O zi bună și frumoasă și fructuoasă.